Gabriel Garcia Marquez, povestea târfelor mele triste, citește Simona Soare Ivănescu. 1. În anul în care am împlinit 90 de ani, am vrut să-mi dăruiesc o noapte de dragoste nebună cu o adolescentă fecioară. Mi-am adus aminte de Rosa Cabarcas, patroana unei case clandestine care obișnuia să-și încunoștințeze clienții statornici când avea vreo noutate disponibilă. Niciodată n-am cedat acesteia sau oricărei alteia dintre multele tentații obscene, dar ea nu credea în puritatea principiilor mele. Și morala e o chestiune de timp, spunea cu un zâmbet răutăcios. Hai să vezi. Avea cu câțiva ani mai puțin decât mine și nu mai știam nimic despre ea de atâta amar de vreme că s-ar fi putut prea bine să fi murit. Însă, la primul apel, i-am recunoscut vocea la telefon și am slobozit fără niciun preambul. Astăzi, da. Ea suspină. Ah, sărmanul meu învățat, te faci nevăzut preț de 20 de ani și dai semne de viață numai ca să ceri imposibilul. Își recăpătă îndată stăpânirea de sine proprie meseriei și mi-a oferit o jumătate de duzină de opțiuni îmbietoare, dar e drept că niciuna neprihănită. Am refuzat-o stăruind că trebuia să fie fecioară și chiar pentru noaptea aceea. Ea m-a întrebat alarmată, ce anume vrei să-ți dovedești? Nimic, i-am răspuns, enervat că pusese degetul pe rană, știu prea bine ce pot și ce nu pot. Ea spuse impasibilă că învățații le știu pe toate, dar nu chiar pe toate. Singurele fecioare care au mai rămas pe lume sunteți voi, cei născuți în august. De ce nu mi-ai dat comanda mai devreme? Inspirația vine pe nepusă masă, i-am răspuns. Dar poate că așteaptă, spuse ea, veșnic mai înțeleaptă decât oricare bărbat, și îmi ceru măcar 2 zile să cerceteze temeinic piața. I-am replicat cât se poate de serios că, pentru o asemenea treabă, la vârsta mea fiecare ceas înseamnă un an. Atunci nu-i cu putință, zise ea, fără urmă de îndoială. Dar, în sfârșit, așa-i mai emoționant, ce naiba, te sun într-o oră. Nu trebuie să o spun, fiindcă se vede de la o poștă. Sunt urât, timid și anacronic. Însă, muncindu-mă atâta să nu fiu așa, am ajuns să simulez tocmai contrariul. Până în ziua de astăzi, când m-am hotărât să povestesc cum sunt, din proprie voință și nesilit de nimeni, chiar de-ar fi numai să-mi ușurez cugetul. Am început cu telefonul neobișnuit dat Rosei Cabarcas, pentru că, văzut cu ochii de astăzi, acela a fost începutul unei noi vieți la o vârstă la care majoritatea muritorilor sunt morți. Locuiesc într-o casă colonială pe trotuarul însorit dinspre parcul San Nicolas, unde mi-am petrecut toate zilele vieții fără femeie și fără avere, unde au trăit și au murit părinții și unde mi-am propus să mor singur în același pat în care m-am născut și într-o zi pe care mi-o doream îndepărtată și fără suferință. Tata a cumpărat-o la sfârșitul secolului al XIX-lea, când a fost scoasă la mezat, a închiriat parterul pentru prăvălii de lux companiei unor italieni și și-a păstrat etajul ca să trăiască aici fericit cu fata unuia dintre ei. Florina de Dios Cargamantos, remarcabilă interpretă a lui Mozart, poliglotă și admiratoare a lui Garibaldi, femeia cea mai frumoasă și mai talentată din câte au existat vreodată în oraș. Mama mea. Cuprinsul casei e încăpător și luminos, cu ghirlande de stuc și pardoseală în carouri din mozaic florentin și cu 4 uși de sticlă ce dau într-un balcon prelung, unde mama se așeza în serile de martie să cânte arii de dragoste cu verișoarele ei italiene. De aici se vede parcul San Nicolas, cu catedrala și statuia lui Cristofor Columb, și, mai departe, magaziile de pe cheiul portului și necuprinsul orizont al marelui fluviu Magdalena la 20 de leghe de la vărsare. Singurul neajuns al casei este că soarele bate treptat dintr-o fereastră într-alta pe măsură ce ziua se scurge și trebuie să le închizi pe toate ca să încerci să-ți faci siesta în penumbra fierbinte. Când am rămas singur, la 32 de ani, m-am mutat în odaia care fusese dormitorul părinților, am deschis o ușă de tregere spre bibliotecă și am început să scot la licitație tot ce nu mai era de trebuință pentru trai, adică până la urmă aproape tot în afară de cărți și de pianolă. Vreme de 40 de ani am fost făcător de știri la El Diario de la Paz.
Munca mea consta în a transpune și a completa în proza autohtonă știrile din lume pe care le prindeam din zbor, din spațiul sideral, pe unde scurte sau prin codul Morse. Astăzi mă întrețin de bine de rău cu pensia de pe urma acelei îndeletniciri acum dispărute. Mă întrețin și mai a nevoie cu aceea de profesor de gramatică spaniolă și de latină, aproape deloc cu articolul din fiecare duminică pe care l-am scris fără întrerupere de peste o jumătate de veac și absolut deloc cu cronicile muzicale și teatrale pe care mi le publică El Diario pe gratis în nenumăratele ocazii când vin interpreți de vază. N-am făcut niciodată altceva în afara scrisului, însă n-am vocație și nici har de povestitor, ignor cu desăvârșire normele compoziției dramatice și dacă m-am angajat la treaba asta e numai pentru că am încredere în înțelepciunea ce se desprinde din multele lecturi pe care le-am făcut în viață. Spus fără ocolișuri, sunt un nevolnic fără niciun merit și fără strălucire, care n-ar fi avut nimic de lăsat moștenire urmașilor, dacă n-ar fi fost faptele pe care mă pregătesc să le depăn, cum voi putea, în această povestire a marii mele iubiri. În ziua în care am împlinit 90 de ani, m-am deșteptat ca de obicei la 5 dimineața. Singura mea obligație, fiind vineri, era să scriu articolul cu semnătura mea care se publică duminica în El Diario de la Paz. Simptomele din zori fuseseră cum nu se poate mai propice ca să nu fiu fericit. De cum s-a crăpat de ziua, am început să mă doară toate oasele, fundul îmi ardea și s-au pornit tunete prevestitoare de furtună după 3 luni de secetă. M-am spălat în timp ce se făcea cafeaua, mi-am servit o ceașcă mare îndulcită cu miere de albine și însoțită de 2 turte de tapiocă și mi-am pus salopeta de doc pe care o port în casă. Tema articolului din ziua aceea se referea de bună seamă la cei 90 de ani pe care îi împlineam. Niciodată nu m-am gândit la vârstă ca la o crăpătură de pe tavan prin care plouă și care îți arată cât ți-a mai rămas de trăit. De mic copil am auzit spunându-se că atunci când moare un om, păduchii care i s-au strâns în claia de păr încep să mișune înspăimântați pe pernă spre rușinea familiei. Asta m-a impresionat într-atât că m-am lăsat tuns chilug pentru a merge la școală, iar rarele șuvițe ce mi-au mai rămas mi le spăl și astăzi cu săpun de rufe. Ceea ce înseamnă, îmi spun acum, că de mic copil mi s-a dezvoltat mai tare simțul rușinii sociale decât cel al morții. De luni de zile plănuisem ca articolul meu aniversar să nu fie obișnuită lamentație pentru anii scurși, ci tocmai dimpotrivă o glorificare a bătrâneții. Am început întrebându-mă când am realizat că sunt bătrân și cred că asta se întâmplase cu foarte puțin în urmă. La 42 de ani mă dusesem la doctor din pricina unei dureri de spate care mă stânjenea la respirat. El n-a luat-o în seamă. E o durere firească la vârsta dumneavoastră, mi-a zis. În cazul acesta i-am răspuns, ce nu e firesc este vârsta mea. Doctorul mi-a zâmbit compătimitor. Văd că sunteți un filosof, mi-a spus. A fost prima oară când m-am gândit la vârsta mea în termeni de bătrânețe, dar nu peste mult am și uitat-o. M-am deprins să mă trezesc în fiecare zi cu altă durere ce-și tot schimba locul și felul pe măsură ce anii treceau. Uneori părea ca o gheară a morții și a doua zi dispărea. Cam pe atunci am auzit spunându-se că primul semn de bătrânețe e când începi să semeni cu tatăl tău. Trebuie să fiu pe semne condamnat la tinerețe eternă, mi-a trecut prin cap, fiindcă profilul meu cabalin nu va semăna în veci nici cu cel de vașnic locuitor din Caraibe, cum a fost tata, și nici cu cel roman imperial al mamei. Adevărul e că primele schimbări sunt atât de lente că abia dacă se zăresc și te vezi mai departe de din lăuntru ca întotdeauna, dar ceilalți le remarcă de din afară. În cea de-a cincea decadă începusem să-mi imaginez ce însemna bătrâneța când am constatat cele dintâi goluri ale memoriei. Îmi căutam prin toată casa ochelarii până descopeream că i-aveam pe nas. Sau mă băgam cu ei sub duș sau mi-i puneam pe cei de citit fără să mi scot pe cei de distanță. Într-o zi am luat micul dejun de 2 ori, pentru că am uitat și am învățat să recunosc îngrijorarea prietenilor când nu îndrăsneau să-mi atragă atenția că le povesteam aceeași anecdotă pe care le-o spusesem și săptămâna trecută. Pe vremea aceea aveam în minte un pomelnic cu chipuri cunoscute și altul cu numele fiecăruia, dar în momentul când trebuia să salut, nu izbuteam să fac să coincidă chipurile și numele. Vârsta mea sexuală nu m-a preocupat niciodată pentru că puterile mele nu depindeau atât de mine cât de ele și ele știau cum să o facă și de ce anume atunci când voiau.
Astăzi râd de băieții de 80 de ani care se duc la doctor îngroziți de obsesiile astea fără să știe că la 90 e și mai rău, dar nu mai contează, sunt riscurile de a fi în viață. În schimb, e o binecuvântare a vieții că memoria bătrânilor slăbește pentru lucrurile care nu sunt esențiale, dar că rare ori dă greș pentru cele care ne interesează cu adevărat. Cicero a ilustrat aceasta dintr-o trăsătură de Condei. Nu-i pe lume bătrân care să uite unde și-a ascuns comoara. Cu reflecțiile astea și multe altele, terminasem o primă ciornă a articolului când soarele de august izbucni printre migdalii din parc, iar vasul poștal de pe Fluviu, care întârziase o săptămână din pricina secetei, a intrat șuierând în canalul portului. Mi-am zis, iată cum vin cei 90 de ani ai mei. Nu voi ști niciodată de ce, nici nu încerc să aflu, dar imaginea aceea cutremurătoare a fost imboldul care m-a făcut să-i dau telefon Rosei Cabarcas ca să mă ajute să-mi cinstesc aniversarea cu o noapte libertină. De ani de zile făcusem pace bună cu trupul meu, dedicându-mă recitirii capricioase a clasicilor mei și programelor mele particulare de muzică cultă, însă dorința din ziua aceea a fost atât de năvalnică încât mi s-a părut un dar de la Dumnezeu. După ce am vorbit la telefon, n-am mai putut scrie. Mi-am atârnat hamacul într-un ungher al bibliotecii, unde în cursul dimineții nu bate soarele și m-am trântit cu o piatră pe suflet din pricina zbuciumului așteptării. Fusesem un copil răsfățat cu o mamă înzestrată cu multiple virtuți, răpusă de oftică la 50 de ani și cu un tată formalist căruia nu i s-a cunoscut niciodată vreun pas greșit și care a fost găsit în zor mort în patul lui de văduv în ziua când s-a semnat tratatul de la Neerlandia, punându-se astfel capăt războiului de 1000 de zile și multor altor războaie civile din secolul trecut. Pacea a schimbat orașul într-un sens neprevăzut și nedorit. O mulțime de femei libere înțesară până la delir vechile cârciumi de pe strada mare, care s-a numit mai târziu drumul Abellio și acum e Paseo Colon, în orașul acesta drag mie, atât de apreciat de locuitorii lui, dar și de străini, datorită omeniei celor de aici și limpezimii luminii sale. Niciodată nu m-am culcat cu vreo femeie fără să o plătesc și pe puținele care nu erau de meserie le-am convins prin argumente oricât de asila să primească bani, chiar de-ar fi să-i arunce la gunoi. Cam pe la 20 de ani am început să țin un catastif cu numele, vârsta, locul și câteva însemnări privitoare la împrejurările și la felul în care se petrece totul. Până la 50 de ani ajunsesem la 514 femei cu care o făcusem cel puțin odată. Am încetat să mai notez când trupul nu mai răzbea cu atâtea și puteam ține socoteala fără catastif. Îmi aveam propria etică. Niciodată n-am făcut amor în grup ori în locuri publice, nici n-am împărtășit secrete și nici n-am povestit vreo aventură a trupului sau a sufletului, căci de tânăr am luat aminte că niciuna nu rămâne nepedepsită. Singura legătură ciudată a fost cea pe care am păstrat-o ani în șir cu credincioasa mea, Damiana. Era aproape o copilă cu trăsături indiene, voinică și sălbatică, zgârcită la vorbă, dar hotărâtă, care umbla de sculță ca să nu mă deranjeze pe când scriam. Îmi amintesc că stăteam și citeam Mândra Andaluză în hamacul din pridvor și am văzut-o din întâmplare aplecată peste albie cu o fustă atât de scurtă că lăsa descoperite rotunjimile ispititoare. Pradă unei înflăcărări nestabilite, i-am ridicat-o la spate, i-am coborât chiloții până la genunchi și i-am pătruns-o. Vai, domnule, spuse ea cu un geamăt lugubru, locul ăsta nu-i făcut pentru intrat, ci pentru ieșit. Un tremur puternic îi străbătu trupul, dar rămase neclintită. Umilit fiindcă o umilisem, am vrut să-i plătesc dublu față de prețul celor mai scumpe de pe vremea aceea, dar n-a acceptat niciun gologan și am fost nevoit să-i măresc simbria, socotind o împreunare pe lună, veșnic pe când spăla rufele și veșnic pe la spate. Mi-a trecut uneori prin cap că însemnările acelea referitoare la culcat ar fi un temei strașnic pentru o relatare a rătăcirilor vieții mele și titlul mi-a picat din cer, Povestea târfelor mele triste. Viața mea socială, în schimb, era lipsită de interes. Orfan de tată și de mamă, burlac fără viitor, ziarist mediocru de 6, ori finalist la jocurile florale din Cartagena de Indias și favorit al caricaturiștilor datorită urâțeniei mele exemplare. Pe scurt, o viață ratată care începuse prost din după-amiaza în care mama m-a dus de mână la 19 ani să vedem dacă reușeam să public în El Diario de la Paz o cronică a vieții liceului scrisă de mine la ore de spaniolă și de retorică.
s-a publicat duminica următoare cu o prezentare dătătoare de speranță a directorului. Au trecut ani și, când am aflat că mama plătise publicarea cronicii și a următoarelor 7, era prea târziu să-mi mai fie rușine, căci coloana mea săptămânală zbura cu propriile aripi și pe deasupra mai eram și făcător de știri și critic muzical. De când mi-am luat bacalaureatul cu diploma de merit, am început să predau ore de spaniolă și de latină la 3 licee de stat în același timp. Am fost un profesor slab, fără pregătirea necesară, fără vocație și fără nicio milă față de acei bieți copii, pentru care venitul la școală era singurul mijloc de a scăpa de tirania părinților. N-am putut face nimic altceva pentru ei decât să-i țin sub teroarea riglei mele de lemn ca să se procopsească de la mine măcar cu poemul favorit. Acestea, Fabrio, ah, durere, ce acum le vezi, câmpind singurătate, de-al sumbru, fosta odat italica faimoasă. Abia la bătrânețe am aflat din întâmplare porecla caragioasă pe care mi-au dat-o elevii pe ascuns, profesorul de-al sumbru. Asta e tot ce mi-a dăruit viața și n-am făcut nimic să obțin mai mult. Prânzeam singur într-o pauză și, la 6 după amiaza, ajungeam la redacția ziarului să captez semnalele din spațiul sideral. La 11 noaptea, când se închidea ediția, începea viața mea adevărată. Dormeam în cartierul chinezesc de 2 sau 3 ori pe săptămână și în tovărășii atât de diferite că în 2 rânduri am fost încununat drept clientul anului. După cina din apropiata cafenea Roma, alegeam orice bordel la întâmplare și mă strecuram pe ascuns pe poarta curții din spate. O făceam pentru plăcerea mea, dar până la urmă și din rațiuni profesionale, grație limbariței grangurilor din viața politică, ce le dezvăluiau secretele de stat amantelor de-o noapte, fără să se gândească de fel că opinia publică îi auzea prin pereții de carton. Pe calea asta, de bună seamă, am descoperit și că burlăcia mea fără leac era pusă pe seama unei pederastii nocturne pe care mi-o satisfăceam cu copiii orfani de pe strada crimei. Am avut norocul să uit așa ceva, între alte motive întemeiate, și pentru că am aflat și vorbele bune ce se spuneau despre mine și le-am apreciat la justa lor valoare. N-am avut niciodată prieteni la cataramă și puținii care s-au apropiat de mine sunt acum la New York. Vreau să spun că sunt morți, căci acolo presupun eu că se duc sufletele rătăcitoare ca să nu se confrunte cu adevărul vieților trecute. De când m-am pensionat, am puține de făcut, doar să-mi duc articolele la ziar, vinerea după amiaza, sau diverse obligații de oarecare însemnătate, concerte la Bele Arte, expoziții de pictură la Centrul Artistic, al cărui membru fondator sunt, câte o conferință patriotică la Societatea de Îmbunătățiri pentru Populație, sau un eveniment de seamă, precum stagiunea în care s-a produs artista Fabregas la Teatrul Apollo. În tinerețe mă duceam la sălile de cinema în aer liber, unde la fel de bine ne putea lua prin surprindere o eclipsă de lună sau o dublă pneumonie din pricina unei averse răslețe. Însă mai mult decât filmele, mă interesau păsărelele de noapte care se culcau pe cât costa biletul de intrare sau chiar gratis ori pe datorie. Fiindcă cinematograful nu e genul meu, cultul obscen al lui Shirley Temple a fost picătura care a făcut să se verse paharul. Singurele mele călătorii au fost cele 4 la jocurile florale de la Cartagena de Indias, înainte de a împlini 30 de ani, și una într-o noapte cumplită cu șalupa cu motor, fiind invitat de Sacramento Montiel la inaugurarea unui bordel al său la Santa Marta. În privința vieții mele casnice, nu sunt lacom din fire și am gusturi simple. De când Damiana a îmbătrânit și nu s-a mai gătit la mine acasă, singurul fel de mâncare consumat constant a fost tortilia cu cartofi la cafeneaua Roma după ce se închidea ziarul. Astfel încât în ajunul zilei când împlineam 90 de ani, am rămas nemâncat și n-am putut să mă concentrez să citesc în așteptarea veștilor de la Rosa Cabarcas. Greierii țâriau din răsputeri în săpușeala de la ora 2 și iureșul soarelui prin ferestrele deschise m-a silit să schimb în 3 rânduri locul hamacului. Întotdeauna mi s-a părut că în zilele mele de naștere soarele dogorea cel mai tare din tot anul și învățasem să-l suport, dar starea sufletească din ziua aceea nu m-a lăsat să-i țin piept. La 4 am încercat să mă liniștesc cu cele 6 suite pentru violoncel de Johann Sebastian Bach în versiunea definitivă a lui Don Pablo Casals.
Le consider tot ce poate fi mai înțelept din toată muzica, dar, în loc să mă calmeze ca de obicei, m-au lăsat într-o stare de deprimare cumplită. Am adormit la a doua, care mi se pare puțin cam molatică, și în vis am amestecat tânguirea violoncelului cu aceea a unui vapor trist care a ridicat ancora. Aproape imediat m-a trezit telefonul și vocea ruginită a Rosei Cabarcas m-a redat vieții. Prost să fii, noroc să ai, mi-a zis. Am găsit o puicuță mai grozavă decât cea pe care o doreai tu, dar are un cusur, abia dacă merge pe 14 ani. Nu-mi pasă dacă trebuie să schimb scutece, i-am răspuns în glumă, fără să înțeleg motivele. Nu-i vorba de tine, mi-a spus ea, dar cine o să ispășească pentru mine cei 3 ani de închisoare? Nimeni n-avea să ispășească nimic și, în niciun caz, nu ea, bineînțeles. Își recruta fetele dintre minorele care vindeau în prăvălia ei, pe care le iniția și le exploata până treceau la viața și mai grea de târfe cu diplomă, în bordelul faimos ținut de Eufemia la Negra. Nu plătise niciodată vreo amendă, fiindcă grădina ei era o arcadie pentru autoritățile din partea locului, de la guvernator până la cel mai mărunt slujbaș de primărie, și era de neînchipuit că pe patroană n-ar ține puterile să încalce legea după bunul ei plac. Astfel că scrupulele ei de ultim moment n-aveau pe semne alt scop decât să profite cât mai mult de favorurile pe care le făcea, cu atât mai scumpe cu cât meritau o pedeapsă mai mare. Diferendul s-a aplanat odată cu adăugarea sumei de 2 pesos pentru servicii și ne-am înțeles ca la 10 noaptea eu să fiu la ea acasă cu 5 pesos, bani gheață și plătiți dinainte. Nici un minut mai devreme, căci copila trebuia să le dea de mâncare fraților mai mici și apoi să-i culce și să se mai îngrijească și de maică sa, beteagă din pricina reumatismului. Mai erau 4 ceasuri. Pe măsură ce se scurgeau, pieptul mi se umplea de o spumă acră ce nu mă lăsa nici cum să respir. M-am străduit zadarnic să-mi amegesc timpul cu îmbrăcatul. Nimic nou de bună seamă, dacă până și Damiana spune că mă îmbrac cu ritualul unui episcop. M-am tăiat cu briciul de bărbierit, am fost nevoit să aștept până se răcește apa de la duș, încălzită prea tare de soarele ce bătea în țevi, și simplul efort de a mă șterge cu prosopul m-a făcut să nădușesc iar. M-am îmbrăcat potrivit norocului din noaptea aceea, costumul de in alb, cămașa cu dungi albastre cu guler scrobit cu pap, cravata de mătase chinezească, ghetele văxuite cu țink vais și ceasul de aur cu coroniță, cu lanțul prins la butoniera reverului. La sfârșit mi-am îndoit înăuntru manșetele pantalonilor să nu se vadă că sunt cu o șchioapă mai scund. Am faima dezgârcit, pentru că nimeni nu-și poate închipui că sunt chiar așa de sărac, locuind unde locuiesc, și adevărul e că o noapte ca aceea era cu mult peste mijloacele mele. Din cutia cu economii de sub pat am scos 2 pesos pentru plata camerei, 4 pentru madamă, 3 pentru copilă și 5 de rezervă pentru masa mea de seară și alte cheltuieli mărunte. Așadar, cei 14 pesos pe care mi-i dă ziarul pentru o lună de articole duminicale. I-am ascuns într-un buzunar secret de la betelie și m-am parfumat cu pulverizatorul cu apă de colonie marca Lanman & Kemp Barclay & Company. Atunci am simțit gheara panicii și la primul dangăt de la 8 am coborât pe bâșbâite scările în besnă, nădușind de spaimă, și am ieșit în noaptea strălucitoare a ajunului zilei mele. Se răcorise, grupuri de bărbați singuri discutau țipând în gura mare despre fotbal pe Paseo Colon, printre taximetriștii opriți în șir pe mijlocul străzii. O orchestră de alămuri cânta un vals languros pe aleea străjuită de salcâmi înfloriți. Una dintre târfulițele sărmane, care își vânează clienții în văzul lumii pe strada notarilor, mi-a cerut ca întotdeauna o țigară și i-am răspuns ca întotdeauna: de când m-am lăsat de fumat se împlinesc azi 33 de ani, 2 luni și 7 zile. Trecând prin dreptul firului de aur, m-am privit în vitrinele iluminate și nu m-am văzut așa cum mă simțeam, ci mai bătrân și mai prost îmbrăcat. Cu puțin înainte de 10, am luat un taxi și am cerut șoferului să mă ducă la cimitirul universal pentru a nu se ști unde mergeam de fapt. S-a uitat la mine amuzat prin oglindă și mi-a spus: nu mă speriați, domnule învățat, să dea Dumnezeu să rămân mai departe la fel de viu ca dumneavoastră. Am coborât împreună în fața cimitirului, fiindcă el n-avea să-mi dea restul, și am fost nevoiți să schimbăm la mormântul, o bodegă amărâtă unde bețivanii din zori își plâng morții. Când ne-am încheiat socotelile, șoferul mi-a spus cât se poate de serios: fiți cu băgare de seamă, domnule, că acum casa Rosei Cabarcas nu mai e nici pe departe cum a fost.
N-am putut să nu-i mulțumesc, convins ca toată lumea că nu există niciun secret sub soare pentru șoferii de pe Paseo Colón. Am intrat într-un cartier de oameni săraci, ce n-avea nimic comun cu acela pe care îl cunoscusem pe timpul meu. Erau aceleași străzi largi, cu nisip fierbinte, case cu ușile deschise, pereți din scânduri negeluite, acoperișuri din frunze de palmier și curți cu pietriș. Dar oamenii de acolo își pierduseră tihna. În majoritatea caselor se țineau petrecerile obișnuite de vinerea seara, al căror vacarm te făcea să te cutremuri. Oricine putea intra pentru 50 de centimetri la petrecerea care îi plăcea mai mult, dar putea foarte bine și să danseze pe gratis în curte. Eu mergeam de zor, dornic să mă înghită pământul cu hainele mele de filfizon cu tot, însă nimeni nu m-a luat în seamă, în afară de un mulatru slăbănog care moțăia așezat în poarta unei case. "Salut, șeful!" mi-a strigat vesel nevoie mare. "Futai plăcut!" Ce altceva puteam face decât să-i mulțumesc? Am fost silit să mă opresc în trei rânduri să-mi trag sufletul înainte de a ajunge în vârful ultimei coaste. De acolo am văzut uriașa lună de aramă ce se înălța la orizont și, din senin, o urgență a pântecelui m-a făcut să mă tem pentru soarta mea, dar nu m-a ținut mult. La capătul străzii, acolo unde cartierul se prefăcea într-o pădurice de pomi fructiferi, am intrat în prăvălia Rosei Cabarcas. Nu părea aceeași, fusese madama cea mai discretă și tocmai de aceea și cea mai cunoscută, o femeie voinică pe care voiam să o facem sergent de pompieri, punându-i pe cap o cunună atât pentru corpolența ei, cât și pentru eficiența cu care stingea focul bărbaților din cartier. Dar singurătatea îi împuținase trupul, îi zbârcise pielea și îi ascuțise vocea cu atâta maestrie că părea o copilă bătrână. De pe vremuri nu-i mai rămâneau acum decât dinții perfecți, cu unul pe care și-l îmbrăcase în aur din cochetărie. Ținea doliu strict pentru bărbatul ei, mort după 50 de ani de viață împreună, și adăugase un soi de bonetă neagră la moartea singurului fiu, care o ajuta în afacerile ei dubioase. Doar ochii diafani și cruzi îi străluceau plin de viață și privindu-i mi-am dat seama că nu-și schimbase firea. Prăvălia avea un bec slab în tavan și mai nimic de vânzare prin dulapuri, care nici măcar nu slujeau drept paravan unui comerț în gura mare strigat și cunoscut de toată lumea, dar pe care nimeni nu voia să-l recunoască. Rosa Cabarcas tocmai servea un client când am intrat pe vârfuri. Nu știu dacă nu m-a recunoscut într-adevăr sau s-a prefăcut doar ca să păstreze aparențele. M-am așezat pe scaunul de așteptare până avea să fie liberă și am încercat să o recompun în memorie așa cum fusese. Nu doar o singură dată, pe când amândoi eram încă zdraveni, mă lecuise de spaime și ea. Cred că mi-a citit gândurile, fiindcă s-a întors spre mine și m-a cercetat cu o privire îngrijorător de scrutătoare. "Nu trece timpul pentru tine," oftă cu tristețe. Eu am vrut să o măgulesc. "Pentru tine trece, dar spre bine." "Serios," mi-a zis ea, "chiar ți s-a mai înviorat puțin fața de cal mort." "Poate fiindcă mi-am schimbat ieslea," i-am răspuns ștrengărește. S-a însuflețit. Din câte mi-amintesc, aveai o sculă de condamnat la galere. "Cum o duce?" M-am eschivat. "Tot ce s-a schimbat de când nu ne-am mai văzut e că uneori îmi arde fundul." Diagnosticul ei nu s-a lăsat așteptat. "Pentru că nu-l folosești." "Îl am numai pentru ce l-a făcut domnul," i-am răspuns, "dar mă ardea într-adevăr de multă vreme și întotdeauna pe lună plină." Rosa a scotocit prin sertarele vraiște și a desfăcut o sticluță cu o pomadă verde ce mirosea a tinctură de arnică. "Să-i spui copilei să-ți o ungă cu degețelul ei așa," și și-a învârtit arătătorul cu o elocvență nerușinată. I-am răspuns că, slavă Domnului, eram încă în stare să mă descurc fără un sor de vraci. Ea mi-a zis batjocoritor, "Vai, maestre, îți cer iertăciune." Și a trecut la subiect. "Copila e în cameră de la ora 10," mi-a spus. "E frumoasă, curată și bine crescută, dar moartă de frică, pentru că o prietenă de ale ei, care fugise cu un stivuitor din Gaira, a sângerat preț de 2 ceasuri până a murit." "Dar mă rog," a încuvințat Rosa, "se înțelege, căci cei din Gaira au faima de a mulțumi și măgărițele." Și și-a reluat șirul. "Sărmănica, pe deasupra mai trebuie să muncească și cât e ziulica de lungă, cosând nasturi într-o fabrică." Nu mi s-a părut că ar fi o îndeletnicire chiar atât de grea.
Așa cred bărbații, mi-a replicat ea, dar e mai cumplită decât să spargi piatră. În afară de asta, mi-a mai mărturisit că i-a dat copilei o licoare cu bromură și valeriană și că acum era adormită. Mi-a fost teamă că Mila era alt șiretlic pentru a mări prețul, însă nu, a zis ea, cuvântul meu e cuvânt, cu niște reguli stricte, fiecare lucru plătit aparte, cu bani pe șin și în avans. Așa a și fost. Am urmat-o prin curte, înduioșat de chipul ei ofilit și de mersul anevoios, cu picioarele umflate în ciorapii de bumbac grosolan. Luna plină prindea să ajungă în mijlocul cerului și lumea se vedea parcă scufundată în apă verde. Aproape de prăvălie se afla un șopron acoperit cu frunze de palmier pentru chefurile slujbașilor de la primărie, cu o mulțime de taburete din piele și de hamacuri adârnate de furci. În curtea din spate, unde începea pădurișa de pomi fructiferi, era o galerie cu 6 cămăruțe de chirpici netencuite, cu plase de sârmă împotriva țânțarilor la ferestre. Singura ocupată era în penumbră, iar Tonia la Negra cânta la radio un cântec de dragoste nefericită. Rosa Cabarcas a răsuflat adânc. Bolerouul e viața. Eu eram de aceeași părere, dar până astăzi nu m-am încumetat să o scriu. I-a împinse ușa, intră o clipă și ieși îndată. E tot adormită, spuse. Ai face bine să o lași să se odihnească atât cât simte nevoia. Noaptea ta e mai lungă decât a ei. Eu eram zăpăcit. Ce crezi că trebuie să fac? Știi tu ce să faci, mi-a răspuns ea cu o blândețe deplasată. Nu degeaba ești învățat. S-a întors cu spatele și m-a lăsat singur cu spaima mea. N-aveam scăpare. Am intrat în cămăruță cu inima bătându-mi nebunește și am văzut-o pe copila adormită, goală și neajutorată, în uriașul pat închiriat, așa cum o făcuse maică-sa. Zăcea pe o parte cu fața spre ușă, luminată din tavan de un bec puternic ce scotea în evidență toate amănuntele. M-am așezat să o contemplu de pe marginea patului, subjugat de vraja celor 5 simțuri. Era oacheșă și caldă, o supuseseră la un regim de igienă și înfrumusețare, ce n-a neglijat nici puful care îi mijea la pubis. Îi onduleaseră părul și avea la unghiile de la mâini și de la picioare un lac natural, dar pielea de culoarea melasei se vedea aspră și julită. Sânii de curând iviți păreau încă de băiețel, dar se simțeau împinși de o energie secretă, gata să se dezlănțuie. Partea cea mai frumoasă a trupului ei erau picioarele mari, cu care, de bună seamă, pășea tainic, cu degete lungi și sensibile ca alte mâini. Era umedă de o sudoare fosforescentă în pofida ventilatorului, iar căldura devenea insuportabilă pe măsură ce noaptea înainta. Era cu neputință să-ți imaginezi cum arăta în realitate fața vopsită grosolan, sub stratul dens de pudră de orez, cu 2 pete de fart pe obraj, cu gene false, sprâncenele și pleoapele parcă date cu negru de fum și buzele mărite cu ruj ca ciocolata. Însă fardurile nu reușeau să-i ascundă trăsăturile, nasul mândru, sprâncenele împreunate, buzele îmbietoare. Mi-am zis, un tăuraș fraged, gata de luptă. La 11 m-am dus ca de obicei la baie, unde se aflau pe un scaun hainele de fată nevoioasă, împăturite cu grijă de bogătană, o rochie de stambă imprimată cu fluturi, niște chiloți galbeni de barhet și sandale de sfoară de agavă. Peste haine era o brățară ieftină și un lănțișor foarte fin cu un medalion cu fecioara. Pe polița chiuvetei o poșetă cu un ruj, o cutiuță de farduri, o cheie și niște monede mărunte. Totul atât de ieftin și de uzat că nu mi-am putut imagina pe nimeni atât de sărac ca ea. M-am dezbrăcat și mi-am aranjat hainele cum am putut mai bine pe umeraș, ca să nu șifonez mătasea cămășii și dunga pantalonilor de in. Am urinat în closetul cu lanț, așezat, precum m-a învățat de mic copil Florina de Dios, pentru a nu stropi marginea vasului și, chiar și acum, lăsând modestia la o parte, cu un șuvoi navalnic și neîntrerupt de mânz sălbatic. Înainte de a ieși, m-am apropiat de oglinda chiuvetei. Calul care m-a privit de acolo nu era mort, ci lugubru, și avea o gușă ca un papă, pleoapele umflate, iar coama care fusese odinioară chica mea de muzician era acum rărită. La naiba, i-am zis, ce pot să fac dacă nu-ți sunt pe plac? Străduindu-mă să n-o trezesc, m-am așezat gol pe pat și am cercetat-o puțin câte puțin, căci vederea mi se deprinsese cu amăgirile luminii roșiatice. Mi-am plimbat vârful arătătorului de-a lungul grumazului nădușit și toată ființa i s-a înfiorat lăuntric, precum un acord de harfă, întorcându-se spre mine cu un fornăit ce m-a învăluit în aburul răsuflării ei acrișoare.
Am strâns-o de nas cu degetul mare și arătătorul și ea s-a scuturat și a ferit capul și mi-a întors spatele fără să se trezească. Am încercat să-i desfac picioarele cu genunchiul îmboldit de o ispită neprevăzută. La primele două tentative s-a împotrivit cu pulpele încordate. I-am cântat la ureche, patul delgadinei de îngeri e străjuit. S-a destins puțin. Un curent fierbinte mi-a urcat prin vene și lenta mea vietate ieșită la pensie se trezi din somnul ei prelung. Delgadina sufletului meu, am implorat-o cujind. Delgadina. Ea scoase un geamăt sumbru, scăpă dintre coapsele mele, îmi întoarse spatele și se strânse ca un melc în căsuța lui. Licoarea cu valeriană a fost pe semne la fel de eficace pentru mine ca și pentru ea, fiindcă nici ea, nici altcineva n-a pățit nimic. Dar nu mi-a păsat, m-am întrebat la ce bun s-o deștept, așa umilit și trist cum mă simțeam și rece ca un chefal. Limpezi, necruțătoare, răsunară atunci clopotele vestind miezul nopții și începură zorii zilei de 29 august, ziua martiriului Sfântului Ioan Botezătorul. O ființă omenească plângea în hohote pe stradă și nimeni n-o lua în seamă. M-am rugat pentru ea dacă avea nevoie de așa ceva, dar și pentru mine în chip de mulțumire pentru darurile primite. Nimeni să nu se amăgească la gândul că va dura ce-și dorește mai mult decât tot ce a fost. Notă, strofă din celebrul poem filosofic spaniol, versuri de Jorge Manrique la moartea părintelui său. Am încheiat nota. Copila gemu prin somn și m-am rugat și pentru ea, căci toate sortite să treacă peste lume. Apoi am stins radioul și lumina să dorm. M-am trezit în revărsatul zilei fără să-mi amintesc unde mă aflam. Copila dormea și mai departe cu spatele la mine, ghemuită ca un făt. Am avut senzația neclară că o simțisem sculându-se în besnă și că auzisem apa trasă la baie, dar se putea prea bine să fi visat. A fost ceva nou pentru mine. Nu cunoșteam vicleșugurile seducției și veșnic îmi alesesem la întâmplare iubitele de o noapte, mai curând luându-mă după preț decât după farmecele lor și făcusem dragoste fără dragoste, pe jumătate îmbrăcați de cele mai multe ori și întotdeauna pentru neric, pentru a ne închipui că suntem mai buni. În noaptea aceea am descoperit plăcerea de necrezut de a contempla trupul unei femei adormite fără îmboldirea dorinței sau opreliștile pudorii. M-am sculat la 5, îngrijorat din pricina articolului meu duminical care trebuia să fie pe masa redacției înainte de 12. Mi-am ușurat pântecele punctual, încă stăpânit de ceea ce răscolea în mine luna plină și când am tras apa, am simțit că necazurile mele din trecut au pierit și ele scurgându-se în canal. Când m-am întors în cameră proaspăt și îmbrăcat, copila dormea cu fața în sus în lumina împăciuitoare a răsăritului, de-a curmezișul pe pat, cu brațele desfăcute în cruce și stăpână absolută a fecioriei sale. Domnul să-ți o păstreze, i-am zis. I-am pus pe pernă toți banii și mi-am luat rămas bun pentru totdeauna cu o sărutare pe frunte. Casa, ca orice bordel în zori, era tot ce poate fi mai aproape de paradis. Am ieșit pe poarta dinspre pădurice să nu întâlnesc pe nimeni. Am început să simt în bătaia soarelui dogoritor din stradă povara celor 90 de ani și să socotesc minut cu minut clipele nopților pe care le mai aveam până va fi să mor. 2. Scriu această poveste în puținul rămas din biblioteca părinților mei, ale cărei rafturi stau să se prăbușească grație răbdării carilor. La urma urmelor, pentru ce mai am eu de făcut pe lumea asta, mi-ar fi de ajuns dicționarele mele de toate soiurile, primele două serii ale episoadelor naționale de Don Benito Pérez Galdós și Muntele Vrăjit, care m-a învățat să înțeleg stările de spirit denaturate de oftică ale mamei. Spre deosebire de alte mobile și de mine însumi, masa mare la care scriu pare a se bucura de o sănătate tot mai bună odată cu trecerea timpului, pentru că a fost făcută din esențe fine de către bunicul meu din partea tatălui, care a fost tâmplar de corăbii. Deși nu s-a obligat să o scriu, o împodobesc în fiecare dimineață cu rigoarea zadarnică ce m-a făcut să pierd atâtea iubiri. Am la îndemână cărțile mele complice, cele două tomuri ale primului dicționar ilustrat al Academiei Regale din 1903, tezaurul limbii castiliene sau spaniole de Don Sebastian de Covarubias, gramatica lui Don Andres Bellio pentru vreo eventuală îndoială semantică, așa cum se cuvine, noul dicționar ideologic al lui Don Julio Casares, în special pentru antonimele și sinonimele sale,
apoi Vocabolario de la lingua italiana de Nicola Zingarelli, spre a mă folosi de limba mamei pe care am învățat-o din leagăn și Dicționarul de latină pe care, fiind mama celorlalte două, o consider limba mea de obârșie. În stânga mesei de scris țin veșnic 5 file de hârtie velină de mărime obișnuită pentru articolul meu de duminică și cornul cu praf pentru scrisori, pe care îl prefer modernului tampon de sugativă. În dreapta se află călimara și tocurile din metal ușor cu penița de aur, deoarece încă mai scriu cu literele acelea romantice învățate de la Florina de Dios, ca să nu mă deprind cu caligrafia oficială a soțului ei, care a fost notar și expert contabil până și-a dat duhul. De multă vreme ni s-a impus la ziar să scriem la mașină spre o mai bună calculare a textului cules la linotip și o mai mare siguranță a imprimării, dar niciodată n-am dat curs acestui prost obicei. Am scris mai departe de mână, transcriind apoi la mașină cu un istovitor ciocănit de găină, grație privilegiului ingrat de a fi colaboratorul cel mai vechi. Astăzi, pensionat, dar nu învins, mă bucur de favoarea sacră de a lucra acasă cu telefonul închis, pentru ca nimeni să nu mă deranjeze și fără cenzor care să urmărească ce scriu peste umărul meu. Trăiesc fără câini, fără păsări și n-am nici servitori, în afară de credincioasa mea Damiana, care m-a scos din încurcăturile cele mai neașteptate și continuă să vină o dată pe săptămână să mai deretice, chiar așa cum e acum, căci stă prost cu vederea și cu mintea. Pe patul de moarte, mama m-a implorat să mă însor de tânăr cu o femeie albă, să facem măcar 3 copii, unul neapărat o fată cu numele ei, pe care îl purtaseră maică-sa și bunică-sa. Am luat aminte la rugămintea ei fierbinte, dar aveam o idee atât de flexibilă despre tinerețe, că niciodată nu mi s-a părut prea târziu. Până într-o zi călduroasă la prânz, când am greșit ușa în casa pe care o avea familia Palomares de Castro la Pradomar și am surprins-o goală pe Ximena Ortiz, mezina, care își făcea siesta în dormitorul de alături. Era culcată cu spatele la ușă și s-a întors să mă privească peste umăr cu un gest atât de iute că nu mi-a lăsat timp să fug. Ah, iertare, am izbutit să bâigui cu sufletul la gură. Ea a zâmbit, s-a întors spre mine cu o mișcare de gazelă și mi s-a arătat din cap până în picioare. Toată odaia părea saturată de intimitatea ei. Nu era chiar în pielea goală, căci avea după ureche o floare otrăvitoare cu petale portocalii, ca Olimpia lui Manet, și tot ca ea purta o brățară de aur la încheietura mâinii drepte și o coleretă de perle mărunte. Nu mi-am imaginat în veci că aș putea vedea ceva mai tulburător câte zile voi mai avea, iar astăzi pot adeveri că am avut dreptate. Am închis brusc ușa, rușinat de stângăcia mea și hotărât să o uit. Însă Ximena Ortiz nu m-a lăsat. Îmi trimitea mesaje prin prietene comune, bilețele incitante, amenințări brutale, în vreme ce se răspândea zvonul că eram îndrăgostiți nebunește unul de altul, fără ca noi să fi schimbat vreun cuvânt. A fost imposibil să rezist. Avea niște ochi de pisică sălbatică, un trup la fel de provocator și îmbrăcată și goală și niște plete bogate de aur răvășit, al căror parfum de femeie mă făcea să plâng de furie mușcând perna. Știam că nici când n-avea să fie dragoste, dar atracția satanică pe care o exercita asupra-mi era atât de neîndurătoare că mă străduiam să mă alin cu toate femeiuștile cu ochii verzi care îmi ieșeau în cale. N-am izbutit vreodată să-mi sting focul amintirii sale în patul de la Pradomar, așa încât m-am predat ei, cerându-i mâna cu tot dichisul, cu schimb de verighete și anunț de nuntă mare înainte de Rusali. Vestea a avut răsunet mai puternic în cartierul chinezesc decât pe la cluburile de societate, mai întâi cu glume, dar apoi a stârnit nemulțumirea certă a multora care considerau căsătoria drept ceva mai curând ridicol decât sacru. Logotna mea a respectat tot ritualul moralei creștine pe terasa cu orhidee de pe malul Amazonului și cu glastre atârnate cu ferigi din casa viitoarei mele soții. Ajungeam pe la 7 seara în costum întreg, din in alb și veșnic cu vreun cadou, fie margele de artizanat, fie bomboane de ciocolată elvețiană, și stăteam de vorbă pe jumătate în glumă, pe jumătate serios, până la 10, păziți de mătușa Arhenida, care adormea de cum închidea ochii, precum însoțitoarele fetelor tinere din romanele vremii.
Ximena devenea tot mai nesățioasă cu cât ne cunoșteam mai bine, își lepăda corsete și fuste pe măsură ce se întețea arșița din iunie și era lesnă de imaginat puterea distructivă pe care cu siguranță o avea în penumbră. După 2 luni de logotnă, nu mai aveam despre ce să vorbim și ea a făcut aluzie la copii, fără să o spună răspicat, croșetând botoșei de lână pentru nou-născuți. Eu, logotnic amabil, am învățat să croșetez împreună cu ea și astfel le-am petrecut ceasurile de prisos de până la nuntă, eu croșetând botoșei albaștri pentru băieți și ea croșetând botoșei roz pentru fetițe, să vedem care nimerea, până au fost de ajuns pentru mai bine de 50 de copii. Înainte să bată ceasul de 10, luam o trăsură și mă duceam în cartierul chinezesc să-mi trăiesc noaptea în tihnă. Furtunoasele petreceri prin care îmi luam adio de la viața de burlac făcute în cartierul chinezesc erau exact opusul celor apăsătoare de la club, contrast care mie mi-a fost util pentru a afla care din cele două lumi era în realitate a mea și mi-am făcut iluzia că erau amândouă, dar fiecare la orele ei, fiindcă din oricare din ele vedeam cum se îndepărtează cealaltă cu gemetele sfâșietoare cu care se despart două vapoare în largul mării. Cheful cu dans din ajunul nunții de la puterea Domnului a inclus și o ceremonie finală ce îi putea trece prin minte numai unui popă galician împotmolit în desfrâu. Le-am podobit pe toate femeile de acolo cu văluri de mireasă și flori de lămâiță pentru a se mărita cu mine de-a valma într-o universală sfântă taină a căsătoriei. A fost o noapte de mari sacrilegii în care 22 de tinere mi-au jurat dragoste și supunere, iar eu le-am jurat credință și ocrotire până ce moartea ne va despărți. N-am putut dormi presimțind ceva iremediabil. Din zorii zilei am început să număr cum se scurg orele după bătăile ceasului catedralei până la cele 7 de temut când trebuia să mă aflu în biserică. Telefonul a început să sune la 8, lung, tenace, de neprevăzut, preț de mai bine de un ceas. Nu numai că n-am răspuns, nici n-am răsuflat. Puțin înainte de 10 au bătut în poartă, mai întâi cu pumnul, apoi cu strigăte ale unor glasuri cunoscute și abominabile. Îmi era groază că o vor dobori la pământ, temându-se să nu se fi întâmplat ceva grav, însă pe la 11 casa a rămas învăluită în liniștea încremenită de după marile catastrofe. Atunci am plâns pentru ea și pentru mine și m-am rugat din tot sufletul să nu mă mai întâlnesc cu ea în vecii vecilor. Vreun sfânt m-a auzit pe semne, căci Ximena Ortiz a plecat din țară chiar în noaptea aceea și nu s-a mai întors decât după 20 de ani, măritată cum se cuvine și cu cei 7 copii care ar fi putut să fie ai mei. Mi-a fost tare greu să-mi păstrez postul și coloana la El Diario de la Paz după afrontul acela social, dar nu din pricina asta mi-au exilat articolele la pagina 11, ci din pricina impetuozității oarbe cu care și-a făcut apariția secolul 20. Progresul a devenit mitul orașului. Totul s-a schimbat. Au început să zboare avioanele și un om întreprinzător a aruncat un sac cu scrisori dintr-un Junker și a inventat poșta aeriană. Doar articolele mele de la ziar au rămas neschimbate. Noile generații s-au năpustit asupra lor ca și când ar fi fost o mumie a trecutului care trebuia distrusă, dar eu am ținut-o pe același ton, fără concesii, împotriva curentelor renovatoare. Am fost surd la toate. Împlinisem 40 de ani, dar redactorii tineri îmbotezaseră coloana zicându-i coloana bastardului Mudara. Directorul de pe vremea aceea m-a convocat la el în birou să-mi ceară să adopt noul stil. Solemn, de parcă tocmai ar fi descoperit acest adevăr, mi-a spus: lumea înaintează. Da, i-am răspuns, înaintează, dar învârtindu-se în jurul soarelui. Nu mi-a desființat articolul duminical pentru că n-ar mai fi găsit alt făcător de știri. Astăzi știu că am avut dreptate și știu și de ce. Adolescenții generației mele, luați de valurile vieții, au uitat cu desăvârșire de iluziile viitorului până când realitatea i-a învățat că viitorul nu era așa cum îl visau și au descoperit nostalgia. Articolele mele duminicale erau acolo, ca o relicvă printre dărâmăturile trecutului și și-au dat seama că erau nu numai pentru bătrâni, ci și pentru tinerii care nu se temeau să îmbătrânească.
Articolul a revenit atunci în secțiunea editorială și, în ocazii speciale, pe prima pagină. Oricui mă întreabă, îi spun mereu adevărul. Târfele nu mi-au lăsat timp să fiu căsătorit. Totuși, trebuie să recunosc că n-am descoperit această explicație până în ziua în care am împlinit 90 de ani, când am plecat de la Rosa Cabarcas cu hotărârea de a nu mai provoca în veci destinul. Mă simțeam altul. Dispoziția mi s-a schimbat din pricina trupei de soldați pe care i-am văzut postați lângă grilajul din jurul parcului. Am găsit-o pe Damiana spălând pardoseala în patru labe în salon și tinerețea coapselor ei la vârsta pe care o avea mi-a stârnit un tremur din alte timpuri. Ea a simțit pe semne, căci și-a tras în jos fusta. Nu mi-am putut înfruna tentația de a o întreba. Spune-mi, Damiana, ce anume ți-amintești? Nu mi-amintesc nimic, spuse ea, dar întrebarea dumneavoastră mă face să-mi vină în minte. Am simțit o apăsare în piept. Nu m-am îndrăgostit niciodată, i-am spus. Ea mi-a răspuns pe dată. Eu da. Și și-a sfârșit vorba fără să se oprească din treabă. Am plâns 22 de ani după dumneavoastră. Inima mi-a tresărit. Căutând o ieșire onorabilă, i-am zis, am fi fost o pereche potrivită. Păi rău faceți că mi-o spuneți acum, pentru că nu-mi mai servește nici de alinare. Când a dat să plece, mi-a spus cât se poate de firesc. N-o să mă credeți, dar sunt tot fecioară, mulțumesc lui Dumnezeu. Puțin mai târziu am descoperit că lăsase vaze cu trandafiri roșii prin toată casa și un bilețel pe pernă. Vă doresc să ajungeți la 100. Cu gustul acesta amar, m-am așezat să-mi scriu mai departe articolul pe care ieri îl întrerupsesem la jumătate. L-am terminat într-un suflet în mai puțin de 2 ceasuri și am fost nevoit să-mi muncesc fantezia, nu glumă, pentru a-l smulge din mine fără să mi se vadă plânsetul. Printr-o pală de inspirație târzie, am hotărât să-l închei cu precizarea că odată cu el ajungeam în chip fericit la sfârșitul unei vieți lungi și demne, fără ineleganța de a muri. Intenția mea era să-l las la poartă la ziar și să mă întorc acasă, dar n-am putut. Tot personalul mă aștepta să-mi sărbătorească ziua. Clădirea era în reparații, pretutindeni se vedeau schele și grămezi de moloz înghețat, însă opriseră lucrul în vederea petrecerii. Pe o masă improvizată din scânduri erau băuturile pentru toast și cadourile învelite în hârtie poleită. Năucit de fulgerările aparatelor, am făcut împreună cu toți fotografiile de aducere aminte. M-am bucurat să-i văd acolo pe ziariștii de la radio și de la celelalte ziare din oraș, la Prensa, matinalul conservator, El Heraldo, matinalul liberal și El Național, ziarul de seară de senzație, care încerca să mai destindă tensiunile sociale cu foiletoane pasionale. Nu era curios că se aflau la oaltă, căci totdeauna a fost în spiritul orașului să nu se afecteze în niciun fel prieteniile legate între soldați, pe când mareșalii purtau bătălia editorială. Se mai afla acolo, în afara orelor de serviciu, cenzorul oficial, don Jeronimo Ortega, căruia îi ziceam abominabilul om de la nouă, fiindcă ajungea punctual la această oră a serii cu pixul lui neîndurător de satrap spaniol. Stătea acolo până se asigura că n-a rămas nicio literă necorectată în ediția de a doua zi. Avea o aversiune personală împotriva mea pentru fumurile mele de gramatic sau pentru că foloseam cuvinte italienești fără ghilimele ori cursive, când mi se păreau mai expresive decât în spaniol, cum ar trebui să fie uzul îndreptățit în limbile romanice. După ce l-am suportat cu toții 4 ani, ajunsesem să-l acceptăm așa cum o facem cu mustrările noastre de cuget. Secretarele aduseseră în sală un tort cu 90 de lumânări aprinse, care m-au făcut să mă confrunt pentru prima oară cu numărul anilor mei. Am fost nevoit să-mi înghit lacrimile când mi-au cântat mulți ani trăiască și mi-am adus aminte de copilă fără niciun motiv. Nu m-a încercat vreun sentiment, ci o compasiune târzie pentru o ființă de care nu speram să-mi mai amintesc. Când s-a rupt tăcerea care se așternuse, cineva îmi pusese un cuțit în mână să tai tortul. De teama ridicolului, nimeni nu s-a încumetat să improvizeze un discurs. Eu aș fi vrut mai curând să mor decât să răspund. Pentru a pune capăt petrecerii, redactorul șef, față de care n-am avut niciodată prea mare simpatie, ne-a redat realității neîndurătoare. Și acum, ilustre nona Genar, m-a întrebat, unde vă e articolul? Adevărul e că toată seara l-am simțit arzându-mă ca niște cărbune aprinși în buzunar, însă emoția mă copleșise într-atât că n-am avut inima să stric sărbătoarea cu demisia mea. Am răspuns, de data aceasta nu l-am.
Redactorul șef s-a supărat pentru o greșeală ce fusese de neconceput încă din secolul trecut. Înțelegeți-mă odată și pe mine, i-am spus. Am avut o noapte atât de grea că m-am trezit în zori îndobitocit. Păi trebuia să scrieți asta, a răspuns el pe un ton acru. Cititorilor le-ar plăcea să știe din sursă sigură cum e viața la 90 de ani. Una dintre secretare a intervenit. Poate o fi un secret încântător, spuse și mă privi malițios. Sau nu-i așa? O răbufnire fierbinte îmi încinse chipul. Firar să fie, mi-am zis, ce trădătoare mai e și roșeala asta. Alta, radioasă, m-a arătat cu degetul. Ce minunăție, mai are încă eleganța să se aprindă la față. Impertinența ei mi-a stârnit alt val de îmbujorare peste primul. Trebuie să fi fost o noapte de ofensivă, spuse cea din tâi secretară. Ce invidie! Și mi-a dat o sărutare ce mi-a rămas pictată pe obraz. Fotografii se înverșunară. Descumpănit, i-am dat articolul redactorului șef și i-am zis că treaba dinainte era o glumă și iată-l aici. Și am zbugit-o năucit de ultima salvă de aplauze pentru a nu fi de față când aveau să descopere că era demisia mea după jumătate de veac de tras la galere. În noaptea aceea, desfăcând cadourile acasă, încă eram copleșit de neliniște. Linotipiștii nu m-au nimerit cu o cafetieră electrică, la fel cu celelalte trei pe care le aveam de la aniversări anterioare. Tipografii mi-au dat o autorizație să iau o pisică de angora de la crescătoria de animale a orașului. Direcția mi-a dat o primă simbolică. Secretarele mi-au făcut cadou trei perechi de chiloți de mătase cu urme de sărutări imprimate și o carte de vizită în care scrisese că se ofereau să mi scoată. Mi-a trecut prin minte că printre farmecele bătrâneții sunt și provocările pe care și le permit tinerele noastre prietene, care cred că nu mai suntem în stare de nimic. N-am știut niciodată cine mi-a trimis un disc cu toate cele 24 de preludii de Chopin interpretate de Ștefan Ashkenazi. Majoritatea redactorilor mi-au dăruit cărți la modă. Nu terminasem cu desfăcutul cadourilor când Rosa Cabarcas mi-a telefonat cu întrebarea pe care nu voiam să o aud. Ce-ai pățit cu copila? Nimic, am răspuns pe negândite. Ți se pare nimic faptul că nici măcar n-ai trezit-o? A zis Rosa Cabarcas. O femeie nu iartă niciodată un bărbat care îi nesocotește prima noapte. I-am argumentat că fata nu putea fi chiar atât de istovită numai de la cusutul nasturilor și că poate se prefăcuse adormită din pricina încercării grele de care se temea. Tot ce-i mai rău, a zis Rosa, e că ea crede într-adevăr că nu mai ești în stare și mi-ar pica tare prost să o strige în cele patru vânturi. Nu i-am făcut plăcerea să mă arăt surprins. Chiar dacă ar fi așa, i-am spus, starea ei e atât de jalnică încât n-ai ce face cu ea nici adormită și nici trează. E de dus la spital. Rosa Cabarcas a coborât tonul. De vină e graba cu care s-a făcut înțelegerea, dar totul se poate îndrepta, ai să vezi. A promis că o să o tragă de limbă pe copilă și, dacă e cazul, să o oblige să dea bani înapoi. Ce zici? Las-o baltă, i-am spus. Nu s-a întâmplat nimic, ba chiar toată povestea mi-a servit ca dovadă că nu mai sunt bun pentru așa ceva. În sensul ăsta, copila are dreptate, nu mai sunt în stare. Am pus telefonul în furcă, năpădit de o senzație de eliberare cum nu mai cunoscusem în viață și în sfârșit la adăpost de o sclavie care mă ținea înlănțuit de când împlinisem 13 ani. La 7 seara am fost invitatul de onoare la concertul lui Jacques Thibault și Alfred Cortot la Belle Art, cu o interpretare strălucită a sonatei pentru vioară și pian de César Franck, iar în pauză am auzit elogii de necrezut. Maestrul Pedro Biava, colosalul nostru muzician, m-a dus aproape trăgându-mă la cabine să mă prezinte interpreților. M-am zăpăcit în asemenea hal că i-am felicitat pentru o sonată de Schumann pe care n-o cântaseră și cineva m-a corectat în public în mod grosolan. Impresia că de fapt confundasem cele două sonate pur și simplu din ignoranță a stăruit în atmosferă și încă agravată de o explicație bălmăjită prin care am încercat să îndrept lucrurile duminica următoare în cronica pe marginea concertului. Pentru prima oară în lunga mea viață m-am simțit în stare să omor pe cineva. M-am întors acasă chinuit de drăcușorul care ne suflă la ureche răspunsurile zdrobitoare pe care nu le-am dat la timp și nici lectura, nici muzica nu mi-au domolit furia. Din fericire, Rosa Cabarcas m-a scos din nebunia aceea cu un răcnet la telefon. Sunt fericită de ce am văzut în ziar, căci nu credeam că ai împlinit 90, ci 100. I-am răspuns enervat. Așa de rablagit îți par?
Dimpotrivă, mi-a zis ea, m-a surprins că arăți atât de bine. Mă bucur că nu ești ca acei crai bătrâni care își măresc vârsta ca să se creadă că se țin mai bine. Și schimbă brusc vorba. Am un dar pentru tine. Am fost surprins de-a binelea. Ce anume? Copila, răspunse ea. N-am stat nicio clipă pe gânduri. Mulțumesc, i-am spus, dar asta e de domeniul trecutului. Ea nu m-a luat în seamă. Ți-o trimit acasă înfășurată în hârtie creponată și fiartă în bain-marie cu lemn de santal, totul gratis. Am rămas neclintit și ea a început să îndruge o explicație încălcită care mi s-a părut sinceră. Mi-a spus că fata fusese într-un asemenea hal vineri, deoarece cususe 200 de nasturi cu acul și degetarul. Că era cu adevărat frică de violurile sângeroase, dar acum era gata instruită pentru sacrificiu, că noaptea petrecută cu mine se sculase să se ducă la baie, iar eu dormeam atât de adânc că i-a fost milă să mă trezească, dar că plecasem când s-a sculat ea de dimineață. M-am revoltat, căci treaba asta mi s-a părut o minciună inutilă. Mă rog, a continuat Rosa Cabarcas, chiar dacă ar fi așa, copila e plină de căință, sărmana de ea, e aici cu mine, vrei să-ți o dau? Nu, pentru Dumnezeu, am răspuns. Începusem să scriu când m-a sunat secretara de la ziar. Mi-a transmis mesajul că directorul voia să mă vadă a doua zi la 11 dimineața. Am fost punctual. Zgomotul asurzitor al etajului în șantier părea de nesuportat, aerul era rarefiat de bubuiturile de ciocan, praful de la ciment și fumul catranului, însă redacția se deprinsese să lucreze în rutina haosului. Birourile direcțiunii, în schimb, înghețate și silențioase, rămâneau într-un teritoriu ideal care nu era al nostru. Marco Julio al III-lea, cu un aer adolescentin, s-a ridicat în picioare când m-a văzut intrând, fără să-și întrerupă convorbirea la telefon. Mi-a strâns mâna peste birou și mi-a făcut semn să iau loc. Mi-a trecut prin cap că nu era nimeni la telefon și că juca teatru să mă impresioneze, dar am descoperit îndată că vorbea cu guvernatorul și era într-adevăr un dialog anevoios ca între dușmani cordiali. Pe deasupra, cred că se străduia să pară energic în ochii mei, deși în același timp rămânea în picioare câtă vreme discuta cu autoritățile. Sărea în ochi că avea viciul aspectului îngrijit, tocmai împlinise 29 de ani, știa 4 limbi și avea 3 diplome internaționale, spre deosebire de cel dintâi președinte pe viață, bunicul lui dinspre tată, care a devenit ziarist empiric după ce făcuse avere cu comerțul de femei albe. Era manierat, exagera cu înfățișarea sa atrăgătoare și cu seninătatea afișată și doar o notă falsă în glas îi periclita prestanța. Purta un sacou sport cu o orhidee naturală la rever și tot ce avea pe el îi stătea caturnat, cât se poate de firesc, dar nimic din ființa lui nu era făcut pentru atmosfera străzii, ci pentru primăvara din birourile sale. Eu, care prăpădisem aproape 2 ceasuri cu îmbrăcatul, am simțit oprobriul sărăciei și furia mi s-a întețit. Totuși, lovitura mortală mi-a dat o fotografie panoramică a întregului personal făcută la 25-a aniversare a fondării ziarului, unde era pusă o cruciuliță deasupra capului celor care mureau. Eu eram al treilea din dreapta, cu canotieră, cravată cu nod mare, prinsă cu un ac cu perlă, cu prima mustață de colonel în civil pe care am avut-o până la 40 de ani și ochelarii cu ramă de metal de seminarist prezbit, de care n-am avut nevoie decât după jumătate de secol. Văzusem poza asta atârnată ani de zile prin diverse birouri, însă numai atunci am fost sensibil la mesajul ei. Din cei 48 de colaboratori de la început, numai 4 mai eram în viață și cel mai tânăr dintre noi ispășea o condamnare de 20 de ani pentru mai multe crime. Directorul și-a încheiat convorbirea, m-a surprins privind fotografia și a zâmbit. Cruciulițele nu le-am pus eu, a spus. Mi se par de cel mai prost gust. Se așeză la birou și schimbă tonul. Permiteți-mi să vă spun că sunteți omul cel mai imprevizibil pe care l-am cunoscut. Și, citindu-mi surpriza pe chip, mi-o lua înainte. Vă spun din cauza demisiei. Abia am izbutit să-i strecor, e după viață întreagă. El mi-a replicat că tocmai de aceea nu era o soluție potrivită. Articolul i se părea magnific. Tot ce spuneam despre bătrânețe era de calitatea cea mai bună din câte citise vreodată și n-avea niciun sens să pun capăt printr-o hotărâre ce părea mai curând o moarte civilă. Din fericire, spuse, abominabilul om de la nouă o citise când era deja gata pagina editorială și i s-a părut ceva inacceptabil. Fără să se consulte cu nimeni, a tăiat-o cu o linie de sus în jos cu creionul lui de Torquemada. Când am aflat azi de dimineață, am
dat ordin să se trimită o notă de protest la interne. Era de datoria mea, dar, între noi fie vorba, pot să vă spun că mă bucur tare mult de samavolnicia cenzorului. Prin urmare, nu era dispus să accepte să renunț la articolele mele. Vă rog din suflet, mi-a zis, nu părăsiți vaporul în largul mării. Și a încheiat prin ciar. Ne-au mai rămas încă multe de vorbit despre muzică. L-am văzut atât de hotărât că nu m-am încumetat să agravez diferendul cu un argument la întâmplare. Adevărul e că, de fapt, nici atunci nu găseam un motiv care să merită să las totul baltă și m-am îngrozit la ideea de a accepta și de data aceea, însă numai ca să câștig timp. Am fost nevoit să fac mari eforturi spre a nu mi se vedea emoția necuvincioasă ce mi-aducea lacrimi în ochi și, încă o dată, ca întotdeauna, am rămas înțeleși ca de atâtea ori după atâta amar de ani. În săptămâna care a urmat, pradă unei stări mai degrabă de năuceală decât de bucurie, m-am dus la crescătorie să iau pisica dăruită de tipografi. Nu mă împac deloc cu animalele, tot așa cum nu mă împac cu copiii până nu încep să vorbească. Mi se pare că au sufletul mut. Nu le urăsc, dar nu le pot suferi, fiindcă n-am învățat să mă înțeleg cu ele. Mi se pare împotriva firii ca un bărbat să se simtă mai bine cu câinele său decât cu soția, să-l deprindă să mănânce sau să rapte de foame la orele lui, să-i răspundă la întrebări și să-i împărtășească necazurile. Dar să nu mă duc să-mi iau pisica tipografilor ar fi însemnat să-i jicnesc. Pe deasupra era un superb exemplar de angora, cu blana trandafirie și mătăsoasă și ochii luminoși, ale cărui mie unături păreau să fie aproape cuvinte. Mi l-au dat într-un coș de rachită împreună cu pedigriul și manualul de instrucțiuni asemenea celui pentru asamblat biciclete. O patrulă militară verifica identitatea trecătorilor înainte de a-i autoriza să traverseze parcul San Nicolas. Nu văzusem niciodată așa ceva și nici nu-mi puteam imagina nimic mai descurajant ca simptom al bătrâneții mele. Era o patrulă de patru sub comanda unui ofițer aproape adolescent. Soldații erau oameni de pe podișurile înalte ale țării, aspri și tăcuți, mirosind astaul. Ofițerul, cu obrajii rumeni ai andinilor ajunși la țărmul mării, îi verifica pe toți. După ce mi-a cercetat buletinul de identitate și legitimația de ziarist, m-a întrebat ce aveam în coș. O pisică, i-am zis. El a vrut să o vadă. Am desfăcut coșul cu mare băgare de seamă, de teamă să nu scape, dar un soldat a vrut să vadă dacă nu mai era ceva pe fundul coșului, iar pisica l-a zgâriat. Ofițerul a intervenit. E o minunăție de angora, a spus. Am îngâiat-o murmurând ceva și pisica n-a sărit la el, dar nici nu i-a dat atenție. Câți ani are? M-a întrebat. Nu știu, i-am răspuns, am primit-o chiar acum în dar. Vă întreb pentru că se vede că e foarte bătrână, 10 ani poate. Am vrut să-l întreb cum de știa și încă multe altele, însă, în ciuda bunelor sale maniere și a vorbirii alese, nu mă simțeam în apele mele să stau la taifas cu el. Mi se pare că e o pisică părăsită care a trecut prin multe, a zis. Țineți minte, nu o faceți să se dea după dumneavoastră, ci dimpotrivă, dați-vă dumneavoastră după ea până îi câștigați încrederea. Închise capacul coșului și mă întrebă. Cu ce vă ocupați? Sunt ziarist. De când? De un secol, i-am răspuns. Nu mă îndoiesc, a zis el. Mi-a strâns mâna și și-a luat rămas bun cu niște cuvinte care puteau fi în același timp și un sfat bun și o amenințare. Fiți cu mare băgare de seamă. La prânz am închis telefonul ca să mă refugiez în muzică, ascultând un program excepțional, rapsodia pentru clarinet și orchestră de Wagner, cea pentru saxofon de Debussy și gvintetul pentru corzi de Bruckner, adevărată oază edenică în cataclismul operei lui. Și pe neașteptate m-am pomenit învăluit în întunericul camerei. Am simțit cum se strecoară sub masă ceva care nu mi s-a părut un trup viu, ci o prezență supranaturală ce mi s-a frecat de picioare și am sărit în sus, țipând. Era pisica, plimbându-și frumoasa coadă stufoasă cu lentoarea-i misterioasă și stirpea-i mitică și n-am putut să nu mă înfior la gândul că eram singur în casă cu o ființă vie ce nu era omenească. Se auziră cele 7 bătăi ale ceasului catedralei. Pe cerul trandafiriu licărea o stea singuratică și limpede. Un vapor slobozi un adio nemângâiat și am simțit în gât nodul gordian al tuturor iubirilor care ar fi putut exista și n-au existat. N-am mai suportat. Am ridicat receptorul cu sufletul la gură, am format cele 4 numere foarte încet ca să nu greșesc și la al treilea apel i-am recunoscut vocea. Ei bine, dragă, i-am spus cu un oftat de ușurare, iartă-mă pentru năbădăile de azi dimineață. Ea, liniștită, nu-ți face griji, îți așteptam telefonul.
I-am precizat. Vreau ca fata să mă aștepte cum a adus-o domnul pe lume, fără sulimenel pe față. Râsul îi gâlgâia în gât. Cum spui tu, zise, dar așa n-o să ai plăcerea să o dezbraci în pielea goală, scoțându-i tot ce are pe ea, cum îi încântă pe bătrâni, nu știu de ce. Eu însă știu, i-am răspuns, pentru că devin pe zi ce trece mai bătrâni. Ea în cuvință. Prea bine, zise, atunci diseară la 10 fix, înainte de a se răci peștele fript. 3. Cum se numea oare? Madama nu-mi spusese. Când vorbea de ea, spunea doar copila, iar eu am prefăcut cuvântul în nume de botez ca lumina ochiului sau cea mai mică dintre caravele. Notă. Ninia înseamnă copilă și ninia del ojo înseamnă și lumina ochiului, pupilă, cea mai mică dintre cele trei caravele cu care a pornit Columb în prima sa călătorie din 1492, când a descoperit lumea nouă, se numea Ninia. Am încheiat nota. În plus, Rosa Cabarcas le punea pupilelor ei câte un nume diferit pentru fiecare client. Pe mine m-a amuzat să le ghicesc după fețe și de la bun început am fost sigur că acela al copilei era lung, ca Filomena, Saturnina sau Nicolasa. La asta mă gândeam când ea s-a întors pe partea cealaltă în pat, rămânând cu spatele la mine, și mi s-a părut că lăsase o baltă de sânge de mărimea și forma trupului. A fost o spaimă instantanee până am constatat că era umezeala sudorii pe cearșaf. Rosa Cabarcas mă sfătuise să mă port dedicat cu ea, pentru că nu-i trecuse încă sperietura de prima oară. Mai mult, cred că însăși solemnitatea ritualului îi agravase frica și a fost nevoie să-i mărească doza de valeriană, căci dormea atât de liniștită că ar fi fost păcat să fie trezită fără dezmierdări. Așa încât am început să o șterg cu prosopul, cântându-i în șoaptă cântecul Delgadinei, fata cea mică a regelui, iubită cu dragoste neîngăduită de părintele ei. Pe măsură ce o ștergeam, ea îmi arăta pe toate părțile trupul asudat în ritmul cântecului meu. Delgadina, Delgadina, tu-mi vei fi comoara dragă. A fost o plăcere nețărmurită, deoarece ea a sudat iar pe o parte când tocmai o ștersesem pe cealaltă, ca să nu se termine în veci cântecul. Scoală-te, Delgadina, pune-ți fusta de mătase, îi cântam la ureche. La sfârșit, când servitorii regelui o găsiră moartă de sete în pat, mi s-a părut că, auzind numele, copila mea fusese gata să se trezească. Așadar, era ea, Delgadina. M-am întors în pat cu chiloții aceia imprimați cu sărutări și m-am întins lângă ea. Am dormit până la 5 în torsul respirației ei domoale. M-am îmbrăcat în graba mare, fără să mă spăl, și numai atunci am văzut sentința scrisă cu ruj de buze pe oglinda de deasupra chiuvetei. Tigrul nu mănâncă departe. Știu că azi noapte nu era și nimeni nu putuse intra în cameră, așa încât am luat-o drept darul diavolului. Un tunet înfiorător m-a făcut să încremenesc în ușă, iar odaia s-a umplut de mirosul prevestitor al pământului ud. N-am avut timp să scap neatins. Înainte de a găsi un taxi, s-a deslănțuit un potop dintre cele care devastează de obicei orașul din mai până în octombrie, fiindcă străzile cu nisip arzător care coboară spre fluviu se prefac în puhoaie ce duc cu ele tot ce întâlnesc în cale. Ploile din acel septembrie ciudat, după 3 luni de secetă, puteau fi și providențiale și pustiitoare. De îndată ce am deschis ușa casei, m-a întâmpinat senzația concretă că nu eram singur. Am reușit să văd blana trandafirie a pisicii, care a sărit de pe sofa și s-a furișat pe balcon. În farfuria ei rămăseseră niște resturi de mâncare pe care nu i-o dădusem eu. Duhoarea urinei stătute și a excrementelor calde însă spurcaseră totul. M-am apucat să studiez manualul cum studiasem latina. Scria acolo că pisicile scormonesc în pământ să-și ascundă murdăria și că, în casele fără curte, ca a mea, o fac în glastrele de plante sau în oricare alt loc ferit. Este bine ca din prima zi să li se pregătească o lădiță cu nisip pentru a le deprinde să-și facă treburile acolo și am procedat întocmai. Mai scria că în casă nouă motanii își marchează de la început teritoriul urinând pretutindeni. Și așa s-a și întâmplat, dar manualul nu spunea și ce trebuie făcut. Mergeam pe urmele lui ca să-i aflu obiceiurile, dar nu i-am descoperit ascunzișurile tainice, locurile de dormit, pricinile toanelor lui volubile. Am încercat să-l învăț să mănânce la anumite ore, să folosească lădița cu nisip de pe terasă, să nu se urce la mine în pat în timp ce dormeam și să nu adulmece alimentele de pe masă, însă nu l-am putut face să priceapă că acea casă era și a lui de drept, nu ca o prăjită.
stradă de război, așa încât l-am lăsat în voia lui. Penserat am înfruntat potopul și vânturile ca un uragan ce amenințau să dărâme casa. M-am apucat niște strănuturi unul după altul, mă dureau oasele capului și făceam febră, dar mă simțeam stăpânit de o forță și de o hotărâre pe care nu le-am avut în veci, la nicio vârstă și pentru nicio cauză. Am pus găleți pe jos să curgă apa din crăpăturile tavanului în ele și mi-am dat seama că apăruseră altele noi de iarna trecută. Cea mai mare începuse să inunde partea din dreapta a bibliotecii. M-am repezit să salvez autorii greci și latini care își făceau veacul acolo, dar scoțând cărți, am dat de un șuvoi puternic care curgea dintr-o țeavă spartă în spatele zidului. L-am oprit înfundând niște cârpe cât am putut de bine ca să am răgazul să pun la adăpost cărțile. Zgomotul aversei și urletul vântului se întățiră în parc. Pe neașteptate, un fulger fantomatic și tunetul ce-l însoțea au impregnat aerul cu un miros pătrunzător de pucioasă, rafalele sparseră geamurile balconului și furtuna cumplită dinspre mare rupse zăvoarele și năvălie în casă. Totuși, nu trecură 10 minute și se opri ca prin farmec. Un soare splendid zvântă străzile pline de mormane de resturi și căldura reveni. După ce a trecut potopul, aveam în continuare senzația că nu eram singur în casă. Singura mea explicație e că, așa cum se uită faptele reale, pot stărui în minte și unele care n-au existat niciodată, de parcă s-ar fi petrecut aievea. Căci, dacă evocam furia potopului, nu mă vedeam doar pe mine în casă, ci veșnic însoțit de Delgadina. O simțisem atât de aproape în noaptea aceea, încât îi percepeam susurul respirației în dormitor, zbaterile obrazului pe perna mea. Numai astfel am înțeles că am putut face atâtea într-un timp atât de scurt. Mi-aminteam de mine, cocoțat pe scaunul bibliotecii și mi-o aminteam pe ea trează, cu rochița înflorată, primind cărțile spre a le pune la loc sigur. O vedeam fugind dintr-o parte într-alta a casei, luptându-se cu furtuna, udă luiarcă de ploaie și cu apa până la glesne. Îmi aminteam cum a pregătit a doua zi un mic dejun care n-a existat niciodată și cum a pus masa în vreme ce eu ștergeam pe jos și făceam ordine în casă după naufragiu. N-am să uit vreodată privirea ei întunecată pe când mâncam. De ce m-ai cunoscut atât de bătrân? I-am răspuns adevărul. Vârsta nu e cea pe care o ai, ci aceea pe care o simți. De atunci am avut-o în minte atât de limpede că făceam cu ea tot ce pofteam. Îi schimbam culoarea ochilor după starea mea de spirit, de culoarea apei dimineața la trezire, de culoarea siropului când râdea, de culoarea focului când o supăram. O îmbrăcam potrivit vârstei și împrejurărilor ce țineau seama de schimbările mele de dispoziție. Neștiutoare îndrăgostită la 20 de ani, târfă de salon la 40, regină a Babiloniei la 70, sfântă la 100. Cântam duete de dragoste de Puccini, bolerouri de Agustin Lara, tangouri de Carlos Gardel și ne încredințam încă o dată că acela care nu cântă nu-și poate nici măcar imagina ce înseamnă fericirea de a cânta. Astăzi știu că nu a fost o nălucire, ci încă un miracol al primei iubiri din viața mea, aflate abia la 90 de ani. Când casa a fost orânduită, am sunat-o pe Rosa Cabarcas. Sfinte Dumnezeule, a exclamat auzindu-mi vocea, am crezut că te-ai înnecat. Nu putea înțelege cum de petrecusem încă o noapte cu copila, tot fără să o ating. Ai tot dreptul să nu-ți placă, dar cel puțin poartă-te ca un adult. Am încercat să-i explic, însă ea schimbă brusc subiectul. Oricum, am în vedere pentru tine alta, puțin mai mare, frumoasă și tot fecioară. Tatăl vrea să o dea în schimbul unei case, dar se poate aranja să-ți iasă mai ieftin. Mi-a stat inima în loc. Asta mai lipsea, am protestat îngrozit. O vreau tot pe cealaltă și fără greșeli, fără certuri, fără amintiri triste. La telefon s-a așternut un moment de tăcere și, în sfârșit, vocea supusă cu care a spus parcă pentru ea însăși. Mă rog, asta trebuie să fie ceea ce doctorii numesc demență senilă. M-am dus la 10 noaptea cu un șofer renumit pentru ciudata virtute de a nu pune întrebări. Am luat cu mine un ventilator portabil și un tablou de Orlando Rivera, dragul nostru Figurita, un ciocan și un cui să-l atârn. În drum m-am oprit să cumpăr periuțe de dinți, pastă, săpun parfumat, apă de colonie, pastile mentolate. Am vrut să aduc și o vază frumoasă și un buchet de trandafiri galbeni ca să alung piaza rea a florilor de hârtie, dar n-am găsit nimic deschis și am fost nevoit să furt dintr-o grădină străină o creangă de caprifoi înflorit de curând.
Urmând instrucțiunile madamei, am ajuns prin strada din spate, de pe partea cu apeductul, pentru ca nimeni să nu mă vadă intrând pe poarta mare a grădinii. Șoferul m-a prevenit. Ai grijă, învățatule, în casa asta se omoară. I-am răspuns, dacă o fac din dragoste, nu-mi pasă. Curtea era în besnă, dar licăreau lumini pline de viață în ferestre și din cele 6 camere se auzea o babilonie de melodii. Într-a mea am deslușit glasul cald al lui Don Pedro Vargas, tenorul Americii, cu un bolero de Miguel Matamoros. Am simțit că eram gata să mor. Am împins ușa cu sufletul la gură și am văzut-o pe Delgadina în pat, ca în amintirile mele, goală și dormind liniștită pe partea inimii. Înainte de a mă culca, am făcut ordine pe măsuța de toaletă, am pus ventilatorul nou în locul celui ruginit și am atârnat tabloul în locul în care ea l-ar putea vedea din pat. M-am întins lângă ea și am cercetat-o încetul cu încetul. Era aceeași de la mine de acasă, aceleași mâini care mă recunoșteau pe bâșbâită în întuneric, aceleași picioare cu pași gingași ce se confundau cu cei ai motanului, același miros de sudoare ca al cearșafurilor mele, degetul cu degetarul. De necrezut, văzând-o și atingând-o în carne și oase, mi se părea mai puțin reală decât în amintirile mele. E un tablou pe peretele din față, i-am spus. L-a pictat Figurita, un om pe care l-am iubit mult cu toții, cel mai bun dansator de bordel care a existat vreodată și cu un suflet atât de mare că era milă și de diavol. L-a pictat cu vopsea de corăbii pe pânza pârlită de un avion care s-a izbit de munte în Sierra Nevada de Santa Marta și cu pensule înșchebată de el din fire de păr de la câinele lui. Femeia pictată e o călugăriță pe care a răpit-o dintr-o mănăstire și s-a căsătorit cu ea. Îl las aici, să fie primul lucru de care dai cu ochii când te trezești. Nu-și schimbase poziția când am stins lumina la ora 1, iar respirația îi era atât de ușoară că i-am luat pulsul ca să o simt vie. Sângele îi alerga prin vene cu fluiditatea unui cântec ce se ramifica până în colțurile cele mai îndepărtate ale trupului ei și revenea la inimă purificat de dragoste. Înainte de a pleca în zori, am desenat pe o hârtie liniile mâinii sale și le-am dat să le citească divei Sahibi, ca să-i cunosc sufletul, și mi-a zis așa. O ființă care spune numai ce gândește, e desăvârșită la treburi manuale, are contacte cu cineva care a murit, de la care așteaptă ajutor, dar se înșală. Ajutorul căutat e chiar lângă ea. Nu a cunoscut bărbat, dar va muri bătrână și măritată. Acum are un bărbat oacheș, care n-o să fie bărbatul vieții ei. Ar putea face 8 copii, însă o să se hotărască numai pentru 3. La 35 de ani, dacă face ce-o îndeamnă inima și nu mintea, o să mânuiască bani mulți, iar la 40 o să primească o moștenire. O să călătorească mult, are viață dublă și noroc dublu și își poate influența propriul destin. Îi place să încerce totul din curiozitate, dar o să se căiască dacă nu se lasă călăuzită de inimă. Chinuit de dragoste, am pus să se repare ravagiile furtunii și am profitat de asta ca să mai fac multe alte cârpeli pe care le tot amânam de ani de zile din lipsa de bani sau din lene. Am reorganizat biblioteca în ordinea în care citisem cărțile. La sfârșit am desființat pianola, fiind o relicvă de demult cu cele peste 100 de tuburi ale sale și am cumpărat un pick-up vechi, dar mai bun decât al meu, cu difuzoare de înaltă fidelitate, care au făcut casa și mai spațioasă. Aproape că m-am ruinat, dar m-am simțit răsplătit cu prisosință de miracolul de a mai fi în viață la vârsta mea. Casa renăștea din propria cenușă, iar eu pluteam în iubirea pentru Delgadina cu o intensitate și o fericire de care n-am avut nici când parte în viața mea. Grație ei, m-am confruntat pentru prima oară cu felul meu firesc de a fi în vreme ce mi se scurgeau cei 90 de ani. Am descoperit că obsesia mea ca fiecare lucru să fie la locul lui, fiecare treabă la timpul ei, fiecare cuvânt să aibă tonul potrivit, nu era răsplata cuvenită a unei minți ordonate, ci dimpotrivă un întreg sistem de simulare inventat de mine ca să ascund neorânduiala naturii mele. Am descoperit că nu sunt disciplinat din virtute, ci ca reacție împotriva neglijenței mele, că par generos pentru a-mi masca micimea de suflet, că exagerez cu prudența din neîncredere, că sunt tolerant ca să nu mă las pradă acceselor de furie pe care abia mi le stăpânesc, că sunt punctual numai ca să nu se afle cât de puțin mă interesează timpul altora. Am descoperit în sfârșit că dragostea nu e o stare a spiritului, ci un semn al zodiacului.
am devenit altul. Am încercat să-i recitesc pe clasicii care m-au călăuzit în adolescență și n-am fost în stare. M-am cufundat în lecturi romantice la care renunțasem atunci când mama a vrut să mi le impună cu strășnicie și prin ele am ajuns să fiu conștient că forța invincibilă care a împins lumea înainte nu e iubirea fericită, ci aceea neîmplinită. Când gusturile mele muzicale au intrat în criză, m-am descoperit învechit și bătrân și mi-am deschis sufletul desfătărilor în voia hazardului. Mă întreb cum m-am putut lăsa pradă acestei amețeli perpetue provocate de mine însumi și de care mă temeam. Pluteam printre nori rătăcitori și îmi vorbeam în fața oglinzii cu vaga speranță de a afla cine sunt. Starea mea de delir era atât de intensă încât, într-o manifestare a studenților cu pietre și sticle, am fost nevoit să mă înfrânez din răsputeri ca să nu mă pomenesc în fruntea lor cu o lozincă ce mi-ar fi proclamat adevărul. Sunt nebun de dragoste. Istovit de amintirea de neîndurat a Delgadinei adormite, am schimbat fără umbră de rea voință spiritul articolelor mele duminicale. Oricare ar fi fost subiectul, le scriam pentru ea, pe ea voiam să o fac să râdă sau să plângă și în fiecare cuvânt îmi puneam întregul suflet. În locul comentariilor tradiționale dintotdeauna, le-am făcut sub forma unor scrisori de dragoste pe care oricine și le putea însuși. Am propus la ziar ca textul să nu fie cules la linotip, ci să se publice cu caligrafia mea florentină. Redactorului șef, bineînțeles, i s-a părut încă o dovadă de vanitate senilă, dar directorul general l-a convins cu o frază care încă mai circulă slobodă prin redacție. Nu te lăsa înșelat, nebunii înțelepți o iau înaintea viitorului. Reacția publică a fost neîntârziată și entuziastă prin nenumărate scrisori de la cititori îndrăgostiți. Unele texte ale mele erau citite în buletinele de știri de la radio ca urgențe de ultimă oră și s-au făcut copii la Shapirograph sau la Indigo, care se vindeau ca țigările de contrabandă pe la colțurile străzii San Blas. De la bun început a fost limpede că erau rodul dorinței mele arzătoare de a mă exprima, dar m-am deprins să țin seama de asta când mă așterneam la scris și veșnic foloseam cuvintele unui bărbat de 90 de ani care n-a învățat să gândească precum un bătrân. Comunitatea intelectuală, ca de obicei, s-a arătat timorată și împărțită și până și grafologii la care te așteptai cel mai puțin au iscat controverse prin analizele eratice ale caligrafiei mele. Ei au fost cei care au semănat discordie, au întețit polemica și au făcut ca nostalgia să fie la modă. Înainte de sfârșitul anului, mă înțelesesem cu Rosa Cabarcas să las în odaie ventilatorul electric, obiectele de toaletă și tot ce aveam să mai aduc în viitor spre a ne face viața mai ușoară. Soseam la 10, întotdeauna cu ceva nou pentru ea sau pentru plăcerea amândurora și petreceam câteva minute scoțând recuzita ascunsă ca să montez decorul nopților noastre. Înainte de a pleca, nici când mai târziu de 5, puneam din nou totul la loc sub cheie. Odaia rămânea atunci la fel de dezolantă cum fusese la început, când era destinată iubirilor triste ale clienților întâmplători. Într-o dimineață am auzit că Marcos Perez, glasul cel mai ascultat la radio încă din zori, hotărâse să-mi citească articolul duminical în buletinul de știri de luni. Când am izbutit să-mi țin în frâu sila, am spus speriat: știi tu, Delgadina, faima e o cucoană extrem de grasă care nu doarme cu noi, dar când ne sculăm, ne pomenim că stă și ne privește mereu din fața patului. Într-una din zile am rămas să iau micul dejun cu Rosa Cabarcas, care începea să-mi pară mai puțin decrepită în pofida doliului strict și a bonetei negre care îi acoperea sprâncenele. Gustările ei de dimineață erau renumite ca grozav de gustoase, având o cantitate de piper care te făcea să plângi. La prima îmbucătură, ca focul viu, i-am spus cu lacrimile și roindu-mi: la noapte n-o să am nevoie de lună plină să-mi simt fundul în flăcări. Nu te plânge, a replicat ea, dacă te arde, e pentru că l-ai încă, slavă Domnului. A fost surprinsă când i-am pomenit numele Delgadinei. Nu se numește așa, zise, se numește... Nu-mi spune, i-am tăiat vorba, pentru mine e Delgadina. Ea dădu din numeri. Mă rog, la urma urmelor ea ta, dar mi se pare un nume de diuretic. Notă, Delgadina este diminutiv de la Delgada, care în spaniolă înseamnă slabă, subțire la trup. Am încheiat nota. I-am povestit de cuvintele despre tigru pe care copila le scrisese pe oglindă. Nu se poate să fi fost ea, a spus Rosa, pentru că nu știe să citească și nici să scrie. Atunci, cine? Ea dădu din numeri. Poate să fi fost cineva care a murit în odaie.
Eu profitam de gustările acelea să mă destăinui Rosei Cabarcas și îi ceream vreun hatâr neînsemnat pentru comoditatea și înfățișarea atrăgătoare a Delgadinei. Ea încuviința, fără să stea pe gânduri, ca o școlăriță pusă pe ștrengării. Ce caragios, mi-a spus într-un rând, mă simt de parcă mi-ai cere mâna ei și, fiindcă veni vorba, i se năzări, de ce nu te însori cu ea? Am rămas încremenit. Serios, a stăruit, îți iese mai ieftin. La urma urmelor, la vârsta ta, problema e dacă mai ești în stare sau nu mai ești, dar mi-ai spus că ai rezolvat-o. I-am ieșit în întâmpinare. Sexul e consolarea care îți mai rămâne când nu-ți ajunge dragostea. Ea a izbucnit în râs. Ah, învățatule, am știut întotdeauna că ești un bărbat grozav, că ai fost mereu și mă bucură că ești tot așa, în vreme ce dușmanii tăi se dau bătuți. Pe bună dreptate se vorbește atâta despre tine. L-ai auzit pe Marcos Perez? Toată lumea l-aude, i-am răspuns, ca să punem punct acestui subiect. Dar ea a insistat. Și profesorul Camacho Icano, la emisiunea Despre toate câte puțin, a spus ieri că lumea nu mai e cum era, fiindcă n-au mai rămas mulți bărbați ca tine. La sfârșit de săptămână am găsit-o pe Delgadina cu febră și tușind. Am trezit-o pe Rosa Cabarcas ca să-mi dea vreun leac făcut în casă și mi-a adus în odaie o trusă de prim ajutor. După două zile, Delgadina zăcea fără vlagă și nu se putea întoarce la rutina de a coase nasturi. Doctorul îi prescrisese un tratament ca pentru o gripă obișnuită ce avea să treacă într-o săptămână, dar s-a alarmat de starea ei generală de malnutriție. Am încetat să o mai văd, dar am simțit că îi duceam dorul și am profitat să aranjez camera fără ea. Am adus și un desen în peniță de Cecilia Porras pentru Toți stăteam în așteptare, cartea de povestiri a lui Alvaro Cepeda. Am adus apoi cele 6 volume din Jean-Christophe de Romain Rolland ca să-mi amăgesc nopțile de veghe. Și astfel, când Delgadina s-a putut întoarce, a găsit camera vretnică de o fericire sedentară, aerul purificat cu un insecticid parfumat, pereții trandafirii, lămpile cu lumini diferite, flori proaspete în vaze, cărțile mele favorite, tablourile frumoase ale mamei atârnate altfel după gusturile de azi. Schimbasem radioul vechi cu unul cu unde scurte, pe care îl puneam numai pe postul de muzică clasică, pentru ca Delgadina să învețe să doarmă cu quartetele de mod, dar într-o noapte l-am găsit pe un post specializat în bolerouri la modă. Era gustul ei de bună seamă și mi l-am asumat fără să sufăr, căci și eu îl cultivasem cu tot entuziasmul în zilele mele cele mai bune. Înainte de a mă întoarce acasă a doua zi, am scris pe oglindă cu batonul de ruj: copila mea, suntem singuri pe lume. Cam în perioada aceea am avut ciudata impresie că se maturiza înainte de vreme. I-am comentat Rosei Cabarcas, iar ei i s-a părut firesc. Împlinește 17 ani pe 5 decembrie, mi-a zis, un săgetător perfect. M-a neliniștit că era atât de reală încât împlinea ani. Ce i-aș putea face cadou? O bicicletă, mi-a spus Rosa Cabarcas. Trebuie să străbată tot orașul de 2 ori pe zi ca să meargă la cusut nasturi. Mi-a arătat în magazia din spatele prăvăliei bicicleta pe care o folosea și, într-adevăr, mi s-a părut o rablă nevretnică de o fată iubită atât de mult. Însă m-a impresionat ca dovadă palpabilă că Delgadina exista în viața reală. Când m-am dus să cumpăr cea mai bună bicicletă pentru ea, n-am putut rezista tentației de a o încerca și am dat câteva raite la întâmplare pe platforma magazinului. Vânzătorului, care m-a întrebat ce vârstă am, i-am răspuns cu cochetăria bătrâneții: merg pe 91. Vânzătorul mi-a spus exact ce doream. Arătați cu 20 mai puțin. Eu însumi nu-mi explicam cum de nu-mi pierdusem practica de pe vremea liceului și m-am simțit în al 9-lea cer. Am început să cânt. Mai întâi pentru mine, în șoaptă, iar apoi în gura mare, cu ifose de mare Caruso, printre tarabele pestrițe și circulația nebună din piața centrală. Oamenii mă priveau amuzați, îmi strigau, mă îndemnau să particip la înconjurul Columbiei în scaun cu rotile. Eu le făceam cu mâna un salut de navigator fericit, fără să-mi întrerup cântecul. În săptămâna aceea, în chip de omagiu pentru luna decembrie, am scris alt articol îndrăsneț: cum să fii fericit pe bicicletă la 90 de ani.
În noaptea zilei ei de naștere, i-am cântat Delgadinei cântecul întreg, i-am sărutat tot trupul până am rămas fără suflare și raspinării, vertebră cu vertebră până la fesele gingașe, partea cu alunița, cea a inimii ei neistovite. Pe măsură ce o sărutam, căldura trupului îi sporea și împrăștia un parfum de sălbăticiune. Ea mi-a răspuns cu înfiorări noi în fiecare palmă de piele și în fiecare am găsit o căldură diferită, o savoare proprie, alt geamăt și la toate a răsunat pe dinăuntru într-un arpegiu, iar sfârcurile i-au înflorit fără să le ating. Începeam să ațipesc către ziua când am simțit un fel de zvon de mulțime în largul mării și o panică printre catarge care îmi înfiorară sufletul. Atunci m-am dus la baie și am scris pe oglindă: Delgadina, comoara mea, a început să adie briza Crăciunului. Una dintre amintirile mele cele mai fericite a fost tulburarea care m-a cuprins într-o dimineață ca aceea ieșind de la școală. Ce-i cu mine? Învățătoarea mi-a spus buimacă: Vai, copile, nu vezi că adie briza? După 80 de ani am simțit-o iar când m-am trezit în patul Delgadinei și era tot decembrie, care se întorcea punctual cu cerul lui diafan, furtunile de nisip, vârtejurile de pe străzi care smulgeau acoperișuri și le ridicau fustele fetelor de liceu. Orașul căpăta atunci o rezonanță fantomatică. În nopțile cu briză, strigătele din Piața Mare se puteau auzi până în cartierele cele mai înalte, de parcă ar fi fost la o aruncătură de băți. Nu de puține ori se întâmpla ca rafalele din decembrie să ne ajute să ne găsim prietenii împrăștiați prin bordeluri îndepărtate, luându-ne doar după sunetul vocilor lor. Totuși, odată cu briza, mi-a sosit și vestea proastă că Delgadina nu putea petrece Crăciunul cu mine, ci cu familia. Dacă detest ceva pe lumea asta, sunt sărbătorile obligatorii în care lumea plânge fiindcă e fericită, focurile de artificii, colindele aiurite, ghirlandele de hârtie creponată fără nicio legătură cu un prunc care s-a născut acum 2000 de ani într-un staul sărman. Cu toate acestea, când s-a înnoptat, n-am putut ține piept nostalgiei și m-am dus în odaie fără ea. Am dormit bine și m-am trezit lângă un urs de pluș care mergea în două labe, de parcă ar fi fost polar, și un bilet care spunea: pentru tăticul urât. Rosa Cabarcas îmi spusese că Delgadina învață să citească de la lecțiile mele scrise pe oglindă și literele ei frumoase mi s-au părut admirabile, însă Rosa m-a dezamăgit cu vestea proastă că ursul era darul ei, așa că în noaptea anului nou am rămas acasă băgându-mă în pat de la 8 și am dormit fără gânduri triste. Am fost fericit pentru că atunci când s-a făcut 12, printre bătăile furioase de clopote, sirenele fabricilor și ale pompierilor, gemetele vapoare, zgomotele de împușcături și de petarde, am simțit că Delgadina a intrat în vârful picioarelor, s-a culcat lângă mine și m-a sărutat, atât de reală că mi-a stăruit în gură mirosul ei de mentă. 4. La începutul noului an începeam să ne cunoaștem de parcă am fi trăit împreună și pe trezie, căci eu găsisem un ton al vocii plin de grijă pe care ea îl auzea fără să se deștepte și îmi răspundea cu un limbaj natural al trupului. Stările sufletești se oglindeau în felul în care dormea. De la istovită și sălbatică, așa cum fusese la început, a căpătat încetul cu încetul o pace lăuntrică ce îi înfrumusețea chipul și îi îmbogățea somnul. Îi povesteam viața mea, îi citeam la ureche ciornele articolelor duminicale în care ea se regăsea mereu, fără să o spun prin cuvinte, numai și numai ea. Cam pe vremea aceea i-am lăsat pe pernă niște cercei cu smaralde ce fuseseră ai mamei și i-a pus la următoarea întâlnire, dar n-o prindeau. I-am adus apoi niște cercei mai potriviți culorii pielii ei. Am lămurit-o. Primii pe care ți-am dat nu ți se asortau cu fața și felul în care îți porți părul. Aceștia o să-ți vină mai bine. Nu și-a pus niciuna din perechi la următoarele două întâlniri, dar la a treia a apărut cu aceea pe care i-o indicasem. Am început astfel să înțeleg că nu asculta de ordinele mele, dar aștepta prilejul potrivit să-mi facă pe plac. În zilele acelea am simțit că mă obișnuisem într-atât cu genul acela de viață casnică, încât n-am mai dormit gol, ci cu pijamalele de mătase chinezească pe care renunțasem să le mai port, deoarece nu aveam pentru cine să mi le dau jos. M-am apucat să citesc Micul Prinț de Saint-Exupéry, un autor francez pe care o lume întreagă l-admiră mai mult decât francezii. A fost prima poveste pe care a ascultat-o cu atâta atenție, fără să se trezească, încât a fost nevoie să-i citesc fără răgaz două zile până i-am terminat-o. Am continuat cu Poveștile lui Perrault,
cu Biblia, cu O mie și una de nopți într-o versiune aseptică pentru copii și, din pricina diferențelor din somnul ei, mi-am dat seama că avea mai multe grade de profunzime care depindeau de cât de interesante îi se păreau cele citite. Când simțeam că nu mai puteam, stingeam lumina și mă culcam ținând-o în brațe până cântau cocoșii. Eram atât de fericit încât o sărutam pe pleoape, ușurel, și într-o noapte s-a pogorât parcă o lumină din cer. A zâmbit pentru prima oară. Mai târziu, fără niciun motiv, s-a răsucit în pat, mi-a întors spatele și a spus supărată: Isabel a făcut Melci să plângă. Exaltat de iluzia unui dialog, am întrebat-o pe același ton: ai cui erau? N-a răspuns. Vocea ei avea o nuanță plebeie, ca și când n-ar fi fost a ei, ci a cuiva străin aflat în lăuntrul său. Orice urmă de îndoială a dispărut atunci din cugetul meu. O preferam adormită. Singurul meu necaz era cu motanul. De două zile nu mânca nimic, stătea posomorât cu nasul în jos în ungherul lui și mi-a tras o lovitură cu gheara ca o fiară rănită când am vrut să-l pun în coșul lui de răchită pentru ca Damiana să-l ducă la veterinar. A izbutit a nevoie să-i vină de hac și l-a luat zbătându-se într-un sac. N-a trecut mult și mi-a telefonat de la crescătorie să-mi spună că nu se putea face nimic, ci trebuia să fie sacrificat și aveau nevoie de acordul meu. De ce? Pentru că-i tare bătrân, răspunse Damiana. M-am gândit furios că și pe mine mă puteau arde de viu într-un cuptor pentru pisici. M-am simțit dezarmat între două focuri. Nu învățasem să îndrăgesc motanul, dar nici n-aveam inima să încuviințez să fie omorât numai fiindcă era bătrân. Unde se spunea așa ceva în manual? Incidentul m-a tulburat în asemenea hal că am scris un articol pentru Duminică uzurpând titlul lui Neruda. Este oare pisica un tigru de salon în miniatură? Articolul a stârnit o nouă campanie care i-a împărțit iar pe cititori în favoarea sau împotriva pisicilor. În 5 zile am vins teza că putea fi permisă sacrificarea unei pisici din motive ce țin de sănătatea populației, dar nu pentru că ar fi bătrână. După ce a murit mama, nu puteam închide ochii de groază că m-ar atinge pe când dormeam. Într-o noapte am simțit-o, însă vocea ei mi-a redat liniștea. Filio mio, poveretto. Am simțit-o încă o dată în zori, în camera Delgadinei, și nu mi-am mai găsit locul de bucurie, crezând că m-a atins să ia. Dar nu, era Rosa Cabarcas în întuneric. Îmbracă-te și hai cu mine, mi-a zis, am o problemă gravă. Așa era, ba și mai gravă decât mi-am putut-o închipui. Unul dintre clienții de vază ai casei fusese înjunghiat cu lovituri de cuțit în prima odaie din pavilion. Asasinul fugise. Cadavrul uriaș, în pielea goală, dar cu pantofi în picioare, era livid ca un pui fiert în patul îmbibat de sânge. L-am recunoscut de cum am intrat. Era GMB, un mare bancher, renumit pentru amabilitatea și înfățișarea-i plăcută, precum și pentru felul lui elegant de a se îmbrăca, dar mai cu seamă pentru viața-i exemplară de familie. Avea la gât două răni vineții ca niște buze și o tăietură pe pântece care nu încetase să sângereze. Încă nu începuse să înțepenească. Mai mult decât rănile, m-a impresionat că avea un prezervativ pus și, se pare, nefolosit, pe sexul împuținat de moarte. Rosa Cabarcas nu știa cu cine fusese, pentru că și el avea privilegiul de a intra pe poarta mare dinspre grădină. Nu era exclusă bănuiala că perechea lui fusese tot un bărbat. Tot ce voia madama de la mine era să o ajut să îmbrace cadavrul. Avea atâta sânge rece că m-a tulburat gândul că moartea ar fi pentru ea o treabă de bucătărie. Nu-i nimic mai greu decât să îmbraci un mort, i-am spus. Am făcut-o cu nemiluita, replică ea. E ușor dacă îl ține cineva. Ea m-a tras atenția. Îți dai seama ce o să creadă lumea văzând un trup ciopârțit de lovituri de cuțit într-un costum intact de gentleman? Am tremurat de teamă pentru Delgadina. Mai bine ai lua-o la tine, mi-a zis Rosa Cabarcas. Nici mort, i-am răspuns înghețat de-a binelea. Ea a băgat de seamă și nu și-a putut ascunde disprețul. Tremur ca varga. Pentru ea, i-am zis, cu toate că era adevărat numai pe jumătate. Spune-i să plece înainte de a veni lumea. Bine, făcu ea, deși tu, fiind ziarist, n-o să pățești nimic. Nici tu, i-am zis, cam cu resentiment. Ești singurul liberal care poruncește în guvernul ăsta.
Orașul, invidiat pentru viața lui pașnică și siguranța dintotdeauna, era însă bântuit în fiecare an de nenorocirea unei crime scandaloase și atroce. N-a fost cazul și atunci. Știrea oficială, cu titluri exagerate și zgârcită în detalii, anunța că tânărul banchier fusese atacat și omorât cu lovituri de cuțit pe șoseaua Pradomar din motive de neînțeles. Nu avea dușmani. Comunicatul guvernului îi indica drept posibil criminali pe refugiații din zonele de interior ale țării, care deslănțuiau un val de delincvență în masă, străină spiritului civic al populației. În primele ceasuri s-au făcut peste 50 de arestări. Am dat fuga scandalizat împreună cu redactorul secției juridice, un ziarist tipic pentru anii 20, care avea cozoroc de celuloid verde și elastice la mâneci, care își închipuia că o ia înaintea faptelor. Totuși cunoștea doar câteva date răslețe despre crimă, iar eu i le-am completat până când am considerat prudent din partea mea. Și astfel am scris 5 fișe la 4 mâini pentru o știre de 8 coloane pe prima pagină, atribuită veșnicei fantome a surselor care se bucură de întreaga noastră încredere. Însă, abominabilul om de la Nouă, cenzorul, n-a pregetat să impună versiunea oficială că fusese atacat de niște bandiți liberali. Eu mi-am păstrat conștiința curată, luându-mi o mină încruntată și îndurerată la cea mai cinică înmormântare a secolului la care a venit o groază de lume. Când m-am întors acasă în noaptea aceea, am sunat-o pe Rosa Cabarcas să aflu ce se întâmplase cu Delgadina, dar n-a răspuns 4 zile la rând. În a cincea, m-am dus la ea acasă scrâșnind din dinți. Ușile erau sigilate, dar nu de către poliție, ci de către cei de la sănătate. Nimeni din vecini nu știa nimic. Fără niciun indiciu despre Delgadina, m-am apucat să o caut ca turbat și uneori ca un caragios, gâfâind. Mi-am petrecut zile întregi cercetându-le pe tinerele bicicliste de pe băncile unui parc plin de praf, unde copiii se jucau cățărându-se pe statuia coșcovită a lui Simon Bolivar. Treceau pedalând ca niște căprioare, frumoase, disponibile, gata să se lase prinse într-un joc de a baba oarba. Când mi-am pierdut speranța, m-am refugiat în pacea bolerourilor. A fost precum o licoare otrăvită, fiecare cuvânt era ea. Întotdeauna avusesem nevoie de liniște ca să scriu, fiindcă mintea mea era mai atentă la muzică decât la scris. Atunci a fost tocmai pe dos, am putut scrie numai cu bolerouri în surdină. Viața mi s-a umplut de ea. Articolele scrise în acele 2 săptămâni au fost modele cu cheie pentru scrisori de dragoste. Redactorul șef, contrariat de avalanșa de răspunsuri, mi-a cerut să-mi mai domolesc amorul până găseam cum să consolăm atâția cititori îndrăgostiți. Zbuciumul a pus capăt disciplinei zilelor mele. Mă sculam la 5, dar rămâneam în penumbra camerei, imaginându-mi-o pe Delgadina în viața ireală, cum își scula frățiorii, îi îmbrăca pentru școală, le dădea gustarea, dacă aveau așa ceva, și apoi străbătea orașul pe bicicletă spre a-și ispăși pedeapsa de a coase nasturi. M-am întrebat uluit, la ce gândește o femeie în vreme ce coase un nasture? Oare ea s-o fi gândind la mine? O fi căutând-o și ea pe Rosa Cabarcas ca să dea de mine. Am petrecut cam o săptămână fără să-mi scot salopeta de mecanic, nici ziua, nici noaptea, fără să mă îmbăiez, să mă bărbieresc, să mă spăl pe dinți, fiindcă dragostea m-a învățat prea târziu că te dichisești pentru cineva, te îmbraci și te parfumezi pentru cineva, iar eu n-am avut niciodată pentru cine. Damiana a crezut că eram bolnav când m-a găsit despuiat în hamac la 10 dimineața. M-am uitat la ea cu ochii tulburi de patimă și am poftit-o să ne tăvălim în pielea goală. Ea mi-a spus disprețuitoare, v-ați gândit ce o să vă faceți dacă accept? Așa am aflat în ce hal mă afectase suferința. Nu mă recunoșteam pe mine însumi, copleșit de durerea aceea de adolescent. N-am mai ieșit din casă pentru ca nu cumva să pierd vreun telefon. Scriam fără să-l mai închid și, la primul sunet, mă repezeam să răspund, crezând că ar putea fi Rosa Cabarcas. Mă întrerupeam necontenit din treburi ca s-o sun și am stăruit zile întregi până am înțeles că era un telefon fără suflet. Întorcându-mă într-o seară ploioasă, am găsit motanul făcut ghem pe scara ușii de la intrare. Era murdar și lovit și de o blândețe ce-ți făcea milă. Manualul m-a învățat că era bolnav și am ascultat de instrucțiunile de acolo ca să încerc să-l pun pe picioare. Din senin, pe când moțăiam făcându-mi siesta, m-a trezit gândul că el m-ar putea duce la casa Delgadinei.
L-am luat într-o sacoșă până la prăvălia Rosei Cabarcas, care era tot cu sigiliul pus și fără semne de viață, dar s-a zbătut cu atâta îndârjire că a reușit să scape, a sărit gardul grădinii și a dispărut printre copaci. Am bătut cu pumnul în poarta mare și o voce de soldățoi m-a întrebat fără să deschidă, cine-i acolo? Om bun, i-am răspuns eu, să nu mă las mai prejos, o caut pe stăpâna casei. Nu-i nici o stăpână, zise vocea. Deschideți-mi măcar să-mi iau pisica, am insistat. Nu-i nici o pisică, spuse. L-am întrebat, cine sunteți dumneavoastră? Nimeni, răspunse vocea. Întotdeauna considerasem că a muri din dragoste nu era decât o licență poetică. În seara aceea, întorcându-mă iar acasă, tot fără motan și tot fără ea, mi-am dat seama nu numai că era posibil să mori, ci și că eu însumi, bătrân și singur cuc, eram gata să mor din dragoste. Dar am luat aminte că era îndreptățit și adevărul celălalt. N-aș fi schimbat pentru nimic în lume deliciile zbuciumului meu. Pierdusem mai bine de 15 ani străduindu-mă să tălmăcesc poemele lui Leopardi și numai în seara aceea le-am simțit în străfundurile ființei mele. Vai mie, căci de iubire amarnic îi e chinul. Intrarea mea la ziar în salopetă și prost bărbierit târni tot felul de îndoieli asupra stării mele mintale. Clădirea modernizată cu cabine individuale din sticlă și lumini din tavan părea o maternitate. Ambianța artificială tăcută și confortabilă te invita să vorbești în șoaptă și să pășești pe vârfuri. În vestibul, ca niște viceregi morți, erau portretele în ulei ale celor trei directori pe viață și fotografiile unor oaspeți iluștri. În enorma sală principală trona poza uriașă a redacției actuale, făcută în seara aniversării mele. N-am putut să n-o compar în gând cu aceea de când împlinisem 30 de ani și, odată în plus, am constatat cu groază că omul îmbătrânește mai repede și mai urât în fotografii decât în realitate. Secretara care mă sărutase la aniversare m-a întrebat dacă eram bolnav. Am fost fericit să-i spun adevărul ca să nu-l creadă. Bolnav de dragoste. I-a spuse, ce păcat că nu pentru mine. Eu i-am răspuns la cuvintele măgulitoare, nu fi chiar atât de sigură. Redactorul de la secția juridică a ieșit din cabina lui strigând că erau două cadavre de fete neidentificate la morga municipală. L-am întrebat speriat, de ce vârstă? Tinere, a răspuns el, se prea poate să fie refugiate din zonele de interior ale țării, urmărite până aici de ucigașii regimului. Am răsuflat ușurat. Situația aceasta groasnică ne invadează în liniște ca o pată de sânge, am spus. Redactorul de departe mi-a strigat. Nu de sânge, maestre, de rahat. După câteva zile mi s-a întâmplat ceva și mai rău, când o fată cu un coș la fel cu acela al motanului a trecut ca o străfulgerare prin dreptul librăriei Lumea. Am urmărit-o dând din coate prin mulțime în iureșul de la miezul zilei. Era foarte frumoasă, cu pași elastici și o ușurință în a-și croi drum printre oameni că n-am putut să o ajung decât cu greu. În sfârșit, i-am luat-o înainte și am privit-o în față. Ea m-a îndepărtat cu mâna fără să se oprească și fără să-și ceară iertare. Nu era cea pe care mi-o închipuisem, dar semeția ei m-a durut de parcă ar fi fost. Am înțeles atunci că n-aș fi în stare să o recunosc pe Delgadina, trează și îmbrăcată, și că nici ea nu putea ști cine eram eu, căci nu mă văzuse niciodată. Într-o pornire de nebunie, am croșetat vreme de 3 zile 12 perechi de botoșei albaștri și roz pentru nou-născuți, încercând să-mi fac curaj pentru a nu asculta, nici cânta și nici rememora cântecele care mi-aminteau de ea. Adevărul e că nu mă mai puteam stăpâni și începeam să devin conștient că sunt bătrân din cauza slăbiciunii mele în fața iubirii. Am avut o dovadă și mai dramatică atunci când un autobuz din oraș a călcat o fată pe bicicletă chiar în plin centru comercial. Tocmai o luaseră cu o ambulanță și intensitatea tragediei se putea aprecia văzând halul în care ajunsese bicicleta, niște bucăți de fier vechi într-o baltă de sânge proaspăt. Dar emoția mea n-a fost provocată atât de distrugerea bicicletei, ci de marca, modelul și culoarea ei. Nu putea fi alta decât aceea pe care eu însumi i-o dăruisem Delgadinei. Martorii erau de părere cu toții că fata accidentată era foarte tânără, înaltă și zveltă și cu părul scurt și creț. Buimac, am luat primul taxi care a trecut și m-am lăsat dus la spitalul de caritate, o clădire veche cu ziduri de culoare galbenă-brună, ce părea o închisoare eșuată pe un banc de nisip.
Am avut nevoie de o jumătate de oră ca să intru și de încă una ca să ies dintr-un patio înmiresmat cu pomi fructiferi, unde o femeie îndurerată mi-a ținut calea, m-a privit în ochi și a exclamat: "Eu sunt cea pe care n-o cauți." Doar atunci mi-am amintit că acela era locul unde trăiau în libertate bolnavii pașnici de la ospiciul municipal. Am fost obligat să-mi declin identitatea de ziarist în fața conducerii spitalului pentru ca un infirmier să mă conducă la pavilionul de urgență. În registrul de internări erau datele: Rosalba Rios, 16 ani, profesie necunoscută, diagnostic comoție cerebrală, pronostic rezervat. L-am întrebat pe șeful pavilionului dacă puteam să o văd, cu speranța tainică de a fi refuzat, dar au acceptat încântați la gândul că poate aveam să scriu despre starea jalnică a spitalului. Am traversat o sală pestriță care mirosea pătrunzător a fenol, cu bolnavi îngrămădiți în paturi. În fund, într-o cameră pentru un singur bolnav, întinsă pe un pat de fier, se afla cea pe care o căutam. Avea capul acoperit de bandaje, fața de nerecunoscut, umflată și vinăție, dar mi-a fost de ajuns să-i văd picioarele ca să știu că nu era ea. Numai atunci mi-a trecut prin cap să mă întreb ce aș fi făcut oare dacă ar fi fost. Încă prins în pânzele de păianjen ale nopții, am avut curajul să mă duc a doua zi la fabrica de cămăși, unde Rosa Cabarcas spusese odată că lucra fata și l-am rugat pe patron să ne arate instalațiile care puteau servi drept model pentru un proiect continental al Națiunilor Unite. Era un libanez ca un pachiderm, taciturn, care ne-a deschis porțile regatului său cu iluzia de a fi un exemplu universal. 300 de tinere, în bluze albe cu semnul crucii desenat cu cenușă pe frunte, căci era miercurea cenușii, coseau nasturi în vasta hală iluminată. Când ne-au văzut intrând, s-au ridicat în picioare ca niște eleve și ne-au cercetat cu coada ochiului, în timp ce directorul explica de zor contribuția sa la arta imemorială de a coase nasturi. Eu scrutam chipul fiecăreia cu groaza de a o descoperi pe Delgadina îmbrăcată și trează, dar una dintre ele m-a descoperit ea pe mine cu privirea de temut a admirației neîndurătoare. "Spuneți-mi, domnule, nu sunteți cel care publică scrisorile de dragoste la ziar?" Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o copilă adormită ar putea provoca asemenea ravagii în viața unui bărbat. Am fugit de la fabrică fără să-mi iau rămas bun și fără să mă gândesc măcar dacă vreuna dintre fecioarele acelea de purgatoriu era în sfârșit cea căutată. Când am plecat de acolo, singurul sentiment care îmi rămânea pe lume era dorința de a plânge. Rosa Cabarcas telefonă după o lună cu o explicație de necrezut. Își luase o bine meritată vacanță la Cartagena de Indias după asasinarea bancherului. N-am crezut-o, bineînțeles, dar am felicitat-o pentru norocul ei și am lăsat-o să-și lungească minciuna înainte de a-i pune întrebarea care îmi clocotea în suflet. Și ea? Rosa Cabarcas păstră o tăcere prelungă. "E pe aici," spuse în cele din urmă, dar vocea îi deveni evazivă. "Trebuie să aștepți o vreme." "Cât?" "N-am nicio idee, o să-ți dau de știre." Am simțit că mi-a luneca printre degete și am oprit-o brutal. "Așteaptă, dă-mi cât de cât o lămurire." "Nu-i nicio lămurire," spuse ea și încheie. "Ai grijă, poți să-ți faci ție rău și mai cu seamă să-i faci ei rău." Eu n-aveam chef de mofturile astea, am implorat-o să-mi dea măcar ocazia de a mă apropia de adevăr. La urma urmelor, i-am spus, suntem complici. Ea n-a mai făcut însă niciun pas. "Liniștește-te," mi-a zis, "copila e bine și așteaptă să o chem, dar chiar acum nu-i nimic de făcut și nu pot să-ți mai spun nimic. La revedere." Am rămas cu telefonul în mână fără să știu ce să fac, căci o cunoșteam destul cât să-mi dau seama că n-aș scoate nimic de la ea decât cu vorba bună. După prânz am dat o raită pe ascuns pe la ea pe acasă, mai încrezător în hazard decât în rațiune, și am găsit-o tot închisă și cu sigiliul pus de cei de la sănătate. Am crezut că Rosa Cabarcas îmi telefonase de altundeva, poate din alt oraș, și doar gândul acesta m-a făcut să mă năpădească tot felul de presimțiri tulburi. Totuși, la 6 după amiaza, când mă așteptam mai puțin, mi-a slobozit la telefon exact parola mea. "Ei bine, acum da." La 10 noaptea, tremurând și mușcându-mi buzele să nu plâng, am ajuns încărcat de cutii de ciocolată elvețiană, de alviță și bomboane și cu un coș de trandafiri de un roșu aprins să acopăr tot patul. Ușa era întredeschisă, luminile aprinse și la radio se auzea încet sonata numărul 1 pentru vioară și pian de Brahms.
Delgadina, în pat, era atât de strălucitoare și de diferită că mi-a fost greu să o recunosc. Crescuse, dar aceasta nu îi se vedea în statură, ci într-o maturitate intensă ce o făcea să pară cu 2 sau 3 ani mai mare și era mai goală ca oricând. Pomeții pronunțați, pielea bronzată de soarele unei mări agitate, buzele fine și părul scurt și creț îi dădeau chipului ei strălucirea androgină a lui Apollo de Praxiteles. Însă nu putea fi niciun echivoc, fiindcă sânii îi crescuseră până într-atât încât nu mai încăpeau în palmă, șoldurile îi se arcuiseră, iar oasele îi deveniseră mai puternice și mai armonioase. Mă încântară izbânzile acelea ale naturii, dar mă buimăciră artificiile, genele false, unghiile de la mâini și picioare dată cu o josi de fie și un parfum ieftin ce nu avea nicio legătură cu dragostea. Totuși, ceea ce m-a scos din sărite a fost comoara pe care o avea asupra-i, cercei de aur cu ciorchini de smarald, un colier de perle naturale, o brățară de aur cu sclipiri de diamante și inele cu pietre prețioase pe toate degetele. Pe scaun era așezată rochia ei de seară cu paiete și margele brodate și pantofii de atlas. O furie ciudată mi se stârni în măruntaie. "Curvă!" am strigat. Căci diavolul mi-a suflat la ureche un gând înfiorător. Lucrurile se petrecuseră așa. În noaptea cu crima, Rosaca Barcas n-a avut pe semne nici timpul și nici calmul necesar să o prevină pe copilă și poliția a găsit-o în cameră, singură, minoră și fără alibi. Nimeni mai potrivit decât Rosaca Barcas pentru o situație ca aceea. I-a vândut fecioria copilei vreunuia dintre grangurii ei pentru ca, în schimb, ea să iasă basma curată din treaba cu crima. Și în primul rând, desigur, a trebuit să dispară până se potolea scandalul. Ce minunăție, o lună de miere pentru toți trei, ei doi în pat, iar Rosaca Barcas pe o terasă de lux, bucurându-se de inspirata ei impunitate. Orbit de o furie nesăbuită, am spart, aruncându-le pe pereți, toate lucrurile din cameră, veiozele, radioul, ventilatorul, oglinzile, carafele, paharele. Am făcut-o pendelete, dar fără răgaz, provocând mari stricăciuni, pradă unei beții metodice care mi-a salvat viața. Copila sări în sus la primul zgomot asurzitor, însă nu m-a privit, ci s-a ghemuit cu spatele la mine și a rămas așa, cu trupul scuturat de spasme sacadate, până când prăpădul a încetat. Găinile din curte și câinii din zori sporiră vacarmul. Cu luciditatea orbitoare a furiei, am avut inspirația finală de a da foc casei când apăru în ușă silueta impasibilă a Rosei Cabarcas în cămașă de noapte. N-a spus nimic. A făcut din ochi inventarul dezastrului și a constatat că fata stătea strânsă ca un melc în găoace, cu capul ascuns între brațe, îngrozită, dar teafără. Doamne Dumnezeule, exclamă atunci Rosaca Barcas, ce n-aș fi dat eu pentru asemenea dragoste? M-a măsurat din cap până în picioare cu o privire compătimitoare și mi-a poruncit. Haide! Am urmat-o până în casă, mi-a dat un pahar cu apă, în tăcere, mi-a făcut semn să mă așez în dreptul ei și m-a pus să-i mărturisesc totul. Mă rog, îmi spuse, acum poartă-te ca un bărbat în toată firea și povestește-mi ce te-a apucat. I-am povestit ceea ce socoteam a fi adevărul meu revelat. Rosaca Barcas ascultă fără o vorbă și fără mirare și, în sfârșit, păru lămurită. Ce grozav, spuse. Întotdeauna mi-am zis că gelozia e mai puternică decât adevărul. Și atunci mi-a povestit fără rezerve tot ce se întâmplase. Într-adevăr, spuse, în zăpăceala ei din noaptea crimei, uitase de copila adormită în odaie. Unul dintre clienții săi, care era și avocatul mortului, a dat cu dărnicie în dreapta și în stânga plocoane și șpagă și a invitat-o pe Rosaca Barcas într-un hotel din Cartagena de Indias să se odihnească până ce scandalul avea să fie uitat. Crede-mă, zise Rosaca Barcas, că în tot răstimpul ăsta n-am încetat o clipă să mă gândesc la tine și la copilă. M-am întors alaltăieri și, mai întâi ți-am telefonat, dar n-a răspuns nimeni. În schimb, copila a venit imediat și era într-un asemenea hal că ți-am îmbăiat-o, ți-am îmbrăcat-o și ți-am trimis-o la salonul de înfrumusețare cu porunca să o aranjeze cu tot dichisul ca pe o regină. Ai văzut doar cum era, fără cusur. Rochia de lux e dintre cele pe care le închiriez fetelor mele mai sărmane când trebuie să iasă în oraș să danseze cu clienții. Bijuteriile sunt ale mele, zise. E de ajuns să le pipăi ca să-ți dai seama că-s diamante de sticlă și podoabe de tinichea, așa încât la sobaltă. A încheiat. Hai, du-te și trezește-o, cere-i iertare și ocupă-te de ea odată pentru totdeauna. Nimeni nu merită să fie mai fericit ca voi.
Am făcut un efort supranatural, s-o cred, dar iubirea s-a dovedit mai puternică decât rațiunea. Curvelor, i-am zis, torturat de focul viu ce mi-ardea măruntaiele. Asta sunteți amândouă, am strigat. Curve nenorocite, nu vreau să mai știu nimic de tine și nici de vreo altă stricată de pe lume și mai ales de ea. I-am făcut din ușă un semn de adio, Rosa Cabarcas nu s-a îndoit că așa avea să fie. Mergi cu domnul, îmi spuse, cu un rictus de tristețe și se întoarse la viața ei reală. În orice caz, o să-ți trimit socoteala pentru prăpădul pe care mi l-ai făcut în odaie. 5. Citind Idele lui Martie, am dat peste o frază cumplită pe care autorul i-o atribuie lui Iulius Cezar. E cu neputință ca până la urmă să nu ajungi cum crede lumea că ești. Nu i-am putut verifica adevărata obârșie în propria opera lui Iulius Cezar și nici în lucrările biografilor lui, de la Suetonio până la Carcopino, dar a meritat strădania să încerc. Fatalismul ei aplicat cursului vieții mele în următoarele luni mi-a întărit hotărârea de care aveam nevoie nu numai pentru a scrie această poveste, ci și pentru a o începe fără pudoare cu dragostea Delgadinei. N-aveam o clipă de liniște, abia dacă luam ceva în gură și am slăbit atât de tare că pantalonii nu mi se mai țineau în talie. Durerile vremelnice îmi rămase rănoase, treceam brusc de la o dispoziție la alta, fără niciun motiv, îmi petreceam nopțile într-o stare de buimăceală care nu mă lăsa nici să citesc și nici să ascult muzică, dar în schimb ziua mi se ducea moțăind într-o somnolență prostească, fără să reușesc să adorm. Alinarea mi-a picat din cer. În autobuzul aglomerat care mergea spre Loma Fresca, o femeie de pe scaunul de lângă mine, pe care n-o văzusem când am urcat, mi-a șoptit la ureche. Încă mai tragi la rame? Era Casilda Armenta, o dragoste de demult, femeie din popor care mă suportase drept client tenace de când ajunsese o adolescentă mândră. Odată retrasă, cam bolnavă și fără un ban, se măritase cu un grădinar chinez care i-a dăruit numele și ocrotirea lui, poate și puțină iubire. La 73 de ani avea aceeași greutate ca întotdeauna, era tot frumoasă și iute din fire și păstra neștirbită nerușinarea meseriei. M-a dus la ea acasă, o grădină de chinezi pe o colină între șosea și mare. Ne-am așezat pe fotoliile de plajă de pe terasa umbroasă, printre ferigi și tufe de buganvilea, cu diverse colivii de păsări atârnate de streașină. La poalele colinei se vedeau grădinarii chinezi cu pălăriile lor conice sădind zarzavaturi pe soarele arzător și întinderea de apă cenușie de la Bocas de Senisa cu cele două diguri de stânci care canalizează fluviul câteva leghe în mare. Pe când stăteam de vorbă, am văzut intrând un transatlantic alb pe gura fluviului și l-am urmărit tăcuți până i-am auzit mugetul de taur lugubru în portul din depărtare. Ea suspină. Îți dai seama, în mai bine de o jumătate de veac e prima oară când nu te primesc în vizită stând în pat. Acum suntem alții, i-am zis. Ea continuă fără să mă audă. Ori de câte ori se vorbește de tine la radio, lăudându-te pentru dragostea pe care ți-o poartă lumea și numindu-te maestru al iubirii, închipuiește-ți că-mi trece prin cap că nimeni nu ți-a cunoscut virtuțile și năravurile așa ca mine. Serios, spuse, nimeni nu te-ar fi putut suporta mai bine. N-am mai rezistat. Ea și-a dat seama, mi-a văzut ochii umezi de lacrimi și numai atunci a descoperit pe semne că nu mai eram cel de odinioară, iar eu i-am susținut privirea cu un curaj de care nu m-am crezut niciodată în stare. Treaba e că am început să îmbătrânesc, i-am spus. Suntem deja bătrâni, oftă ea. Numai că n-o simți pe dinăuntru, dar pe din afară o vede toată lumea. Era cu neputință să nu-mi deschid inima, așa că i-am povestit toată istoria care împârjolea măruntaiele de la primul telefon dat Rosei Cabarcas în ajunul zilei când am împlinit 90 de ani până la noaptea tragică în care am făcut zob odaia și nu m-am mai întors. Ea mi-a ascultat spovedania de parcă ar fi trăit-o, a rumegat-o încetişor și în cele din urmă a zâmbit. Fă ce te taie capul, dar n-o pierde pe copila asta, îmi spuse. Nu-i nenorocire mai mare decât să mor singur. Ne-am dus la Puerto Colombia, în trenulețul pentru copii, ce mergea la fel de încet precum un cal. Am prânzit în fața danei de lemn rost de cari, pe unde intrase în țară lumea întreagă înainte de a se draga Bocas de Senisa. Ne-am așezat sub un coviltir din frunze de palmier, unde robustele matroane negrese serveau pește prăjit cu orez, cocos și felii de banane verzi.
Am moțăit în zăduful pâclos de la două și am stat mai departe la Taifas până când uriașul soare de foc s-a cufundat în mare. Realitatea mi se părea fantastică. Iată, uită cum s-a sfârșit luna noastră de miere, spuse ea în glumă. Dar continuă pe un ton serios. Astăzi mă uit în urmă, văd șirul de mii de oameni care mi-au trecut prin pat și mi-aș vinde sufletul să fi rămas cu unul dintre ei, chiar și cu cel mai prost. Dar slavă Domnului, l-am întâlnit la vreme pe chinezul meu. E ca și cum aș fi măritată cu degetul mic, dar e numai al meu. M-a privit în ochi, mi-a cumpănit reacția la spusele ei și a adăugat: așa că du-te chiar acum să o cauți pe sărmana copilă, indiferent de ar fi adevărat ce-ți spune gelozia, orice ar fi să fie, căci nimeni nu-ți poate lua ce ai trăit cu adevărat. Însă fii atent, fără chestii romanțioase de bunic. Trezește-o, pătrunde-o până și în urechi cu sula asta de măgar cu care te-a procopsit diavolul pentru lașitatea și zgârcenia ta. Și încheie pe un ton serios din tot sufletul: să nu mori fără să vezi cât de minunat e să-ți o tragi din dragoste. Mâna îmi tremura a doua zi când am format numărul de telefon, atât datorită tensiunii revederii cu Delgadina, cât și a nesiguranței în privința felului în care avea să-mi răspundă Rosa Cabarcas. Avusesem o ceartă strașnică din pricina prețului exagerat cu care îmi taxase stricăciunile făcute în odaie. Am fost silit să vând unul dintre tablourile cele mai îndrăgite de mama, care valora o avere, dar la momentul adevărului n-a prețuit nici a zecea parte din cât îmi făcusem eu iluzii. Am întregit suma cu restul economiilor mele și am dus-o Rosei Cabarcas cu o poruncă fără drept de apel: o iei sau lași totul baltă. A fost sinucidere curată, pentru că, numai vânzând unul dintre secretele mele, ea mi-ar fi distrus buna reputație, dar n-a cârtit, ci a păstrat tablourile pe care le luase drept gaj în noaptea cu cearta. Am pierdut absolut totul jucând pe o singură carte. Am rămas fără Delgadina, fără Rosa Cabarcas și fără ultimele economii. Totuși am sunat la telefon o dată, de două ori, de trei și, în sfârșit, ea: da? N-am putut scoate un sunet. Am închis, m-am trântit în hamac încercând să mă liniștesc puțin cu lirica ascetică a lui Satie și am nădușit atâta că pânza s-a udat toată. Până a doua zi n-am avut curajul să-i mai telefonez. Ei bine, dragă, am spus cu voce hotărâtă: astăzi da. Rosa Cabarcas, de bună seamă, era mai presus de orice. Ah, învățatul meu trist, oftă cu hazui de neînvins, prăpădești două luni și revii doar ca să ceri imposibilul. Mi-a povestit că n-o mai văzuse pe Delgadina de mai bine de o lună, că părea să-și fi revenit de minune după spaima pricinuită de stricăciunile pe care le făcusem eu, până într-atât încât nici măcar nu le-a pomenit și nici n-a întrebat de mine, că era foarte mulțumită cu o nouă slujbă, mai comodă și mai bine plătită decât să coasă nasturi. Un val de foc viu mi-a pârjolit măruntaiele. Nu poate fi decât cea de curvă, i-am zis. Rosa îmi răspunse fără să clipească: nu fi prost, de-ar fi așa, s-ar afla aici. Unde oare i-ar putea fi mai bine? Iuțeala logicii ei mi-a agravat îndoiala. Și cum știu că nu-i acolo? În cazul ăsta, replică ea, cel mai bine pentru tine e să nu știi. Sau nu-i așa? Am urât-o și de data asta, ea, după multe insistențe, mi-a promis să-i dea de urmă copilei. Fără multe speranțe, fiindcă telefonul vecinei unde o suna era tot stricat și n-avea cea mai mică idee unde locuia. Dar nu-i cazul să disperi, ce naiba, zise, îți telefonez într-un ceas. A fost un ceas de trei zile, dar a dat de copilă, disponibilă și teafără. M-am întors rușinat și am sărutat-o puțin câte puțin în chip de penitență, de la miezul nopții până cântară cocoșii. O iertare lungă pe care mi-am promis să o repet veșnic și totul a fost de parcă aș fi luat-o iar de la început. Camera fusese golită și proasta ei folosință făcuse să se strice tot ce adusesem eu. Rosa o lăsase așa și mi-a spus că orice îmbunătățire trebuia să o fac eu, având în vedere că îi mai datoram bani. Însă situația mea economică ajunsese cum nu se poate mai proastă. Banii de pensie erau tot mai neîndestulători, puținele lucruri vandabile care mai rămăseseră în casă, în afară de bijuteriile sacre ale mamei, erau lipsite de valoare comercială și nimic nu era destul de vechi spre a fi trecut la capitolul antichității.
În vremuri mai bune, guvernatorul îmi făcuse oferta ispititoare de a-mi cumpăra în bloc cărțile clasicilor greci, latini și spanioli pentru biblioteca departamentală, dar n-am avut inima să le vând. Mai târziu, cu schimbările politice și degradarea lumii, nimeni din guvern nu s-a mai gândit la arte ori la literatură. Sătul să tot caut o soluție onorabilă, mi-am pus în buzunar bijuteriile pe care Delgadina mi le dăduse înapoi și m-am dus să le amanetez pe o străduță sinistră ce dădea în piața principală. Cu un aer de savant distrat, am străbătut în sus și în jos locul acela mizer, înțesat de cârcium de cea mai proastă speță, anticariate și case de amanet. Dar demnitatea Florinei de Dios mi-a ținut calea, nu m-am încumetat. Atunci m-am hotărât să le vând cu capul sus la bijuteria cea mai veche și mai de încredere din oraș. Vânzătorul mi-a pus câteva întrebări în vreme ce examina bijuteriile cu monocluri. Se distingea prin comportamentul, stilul și groaza pe care ți-o inspiră un medic. I-am explicat că erau bijuterii moștenite de la mama. El încuviința cu un mormăit la fiecare dintre lămuririle mele și, în sfârșit, își scoase monoclul. Îmi pare rău, spuse, dar sunt din sticlă ordinară. Văzându-mi surpriza, mi-a explicat cu o compătimire blândă. Slavă Domnului că aurul e aur și platina e platină. Mi-am pipăit buzunarul să mă asigur că aveam facturile de cumpărare și i-am spus fără resentimente. Păi au fost cumpărate din magazinul acesta distins acum mai bine de 100 de ani. El nici nu clipi. Se întâmplă de obicei, spuse, ca de la bijuteriile moștenite să dispară încetul cu încetul pietrele cele mai valoroase, odată cu trecerea timpului, fiind înlocuite de ștrengarii familiei sau de bijutieri necinstiți și numai când cineva încearcă să le vândă, se descoperă înșelăciunea. Dar îngăduiți-mi o secundă, zise, și ieși cu bijuterii cu tot pe ușa din fund. După un moment, se întoarse și, fără nicio explicație, îmi făcu semn să iau loc în fotoliul de așteptare și își văzu mai departe de treabă. Am cercetat magazinul, venisem cu mama în mai multe rânduri și mi-aminteam de câteva cuvinte ce reveneau mereu: să nu-i spui tatălui tău. Pe neașteptate, mi-a trecut prin cap un gând care m-a iritat. Oare nu cumva Rosa Cabarcas și Delgadina, de comun acord, vânduseră nestematele și mi-înapoiaseră bijuteriile cu pietre false? Mă perpeleam de atâtea îndoieli când o secretară m-a invitat să urmez prin aceeași ușă din fund până la un birou mic cu o bibliotecă lungă înțesată cu volume groase. Un beduin uriaș se ridică de la masa de scris din spate și îmi strânse mâna tutuindu-mă cu o efuziune de prieten de-o viață. Am fost colegi de liceu, mi-a zis în chip de salut. Mi-a fost ușor să mi-l aduc aminte, era cel mai bun fotbalist din școală și un adevărat campion la primele noastre bordeluri. Nu-l mai întâlnisem de cine știe când și m-a văzut pe semne atât de rablagit că m-a confundat cu un coleg din copilărie. Pe sticla care acoperea biroul avea deschis unul dintre catastifele din arhivă unde era trecut inventarul bijuteriilor mamei. O consemnare exactă cu date și amănunte care dovedea că ea însăși pusese să fie schimbate pietrele a două generații de frumoase și demne fete Cargamantos și le vânduse pe cele veritabile aceluiași magazin. Aceasta se întâmplase când tatăl patronului actual conducea bijuteria, iar noi doi eram la școală. Însă chiar el m-a liniștit. Tertipurile acelea erau ceva obișnuit la marile familii în restriște pentru a-și rezolva plăți urgente fără a-și sacrifica onoarea. În fața realității necruțătoare, am preferat să le păstrez ca amintire a celeilalte Florina de Dios pe care n-am cunoscut-o niciodată. La începutul lui iulie am simțit apropierea reală a morții. Inima mea și-a pierdut ritmul și am început să văd și să simt pretutindeni semnele fără greș ale sfârșitului. Cel mai limpede a fost la concertul de la Belle Arte. Aerul condiționat se defectase și crema artelor și a literelor fierbea în suc propriu în sala arhiplină, dar magia muzicii crea o atmosferă celestială. La sfârșit, cu acel Allegretto poco mosso, m-a străfulgerat revelația orbitoare că ascultam cel de pe urmă concert pe care mi-l oferea destinul înainte de a muri.
n-am simțit nici durere și nici teamă, ci emoția devastatoare de a fi ajuns să trăiesc acest moment. Când am reușit într-un târziu să-mi croiesc drum luarcă de sudoare printre îmbrățișări și fotografii, m-am pomenit din senin cu Ximena Ortiz, ca o zeiță de 100 de ani în scaunul cu rotile. Simpla-i prezență mi se impunea ca un păcat mortal. Avea o tunică de mătase de culoarea fildeșului, netedă ca pielea ei, un colier de perle veritabile în trei șiraguri, părul si de fiu tuns după moda anilor 20, cu un vârf de aripă de pescăruș în dreptul obrazului și imenși ochi galbeni iluminați de umbra naturală a cearcănelor. Totul în ființa ei desmințea zvonul că era cu mintea dusă din pricina eroziunii fără leac a memoriei. Încremenit și neajutorat în fața ei, am reușit să-mi înving pala de foc ce-mi încinsese fața și am salutat-o în tăcere cu o înclinare a capului ca la Versailles. Ea zâmbi precum o regină și mă apucă de mână. Mi-am dat atunci seama că și întâlnirea aceea era o șansă a destinului și n-am ratat ocazia spre a-mi scoate din inimă un ghim pe ce mă sâcâia dintotdeauna. Am visat ani de zile momentul acesta, i-am spus. Ea nu păru că înțelege. Nu mai spune, exclamă ea. Și cine ești tu? N-am știut niciodată dacă uitase cu adevărat sau dacă a fost răzbunarea de pe urmă a vieții ei. Certitudinea că eram muritor, în schimb, mă luase prin surprindere cu puțin înainte de 50 de ani, într-o împrejurare asemănătoare, într-o noapte de carnaval, pe când dansam un tango apaș cu o femeie uluitoare, căreia nu i-am văzut niciodată fața, mai voinică decât mine, având vreo 20 de kilograme în plus și întrecându-mă în înălțime cam cu două palme și care totuși se lăsa purtată ca o pană în vânt. Dansarăm atât de strâns că îi simțeam sângele circulând prin vene și eram parcă toropit de plăcere grație răsuflării ei gâfâitoare, mirosului de transpirație pătrunzător ca amoniacul, țâțelor astronomice, când deodată m-a străfulgerat pentru prima oară, aproape doborându-mă la pământ, urletul morții. A fost ca o profeție violentă la ureche. Orice ai face, anul acesta sau peste 100, ai să fii mort pe vecie. Ea se desprinse de mine speriată. Ce-ați pățit? Nimic, i-am răspuns, străduindu-mă să nu-mi pierd cumpătul. Tremur din pricina dumneavoastră. De atunci am început să măsor viața nu în ani, ci în decenii. Cel al anilor 50 fusese hotărător, pentru că am devenit conștient că aproape toată lumea era mai tânără decât mine. Cel al anilor 60 a fost cel mai intens din cauza bănuielii că nu-mi mai rămânea timp să greșesc. Cel al anilor 70 mi-a inspirat teama, căci exista oricum posibilitatea să fie ultimul. Totuși, când m-am trezit viu în dimineața celor 90 de ani, în patul fericit al Delgatinei, mi s-a năzărit plăcuta idee că viața nu era ceva care curge precum râul învolburat al lui Heraclit, ci o ocazie unică de a te întoarce pe grătar, perpelindu-te și pe partea cealaltă încă 90 de ani. Am ajuns să plâng cu ușurință. Orice sentiment care stârnea duioșie mă făcea să simt un nod în gât și nu întotdeauna reușeam să mă stăpânesc, așa că m-am gândit să renunț la plăcerea solitară de a-i veghea somnul Delgadinei, nu atât din pricina incertitudinii morții mele, cât din durerea de a mi-o imagina fără mine tot restul vieții ei. Într-una din zilele acelea confuze, m-am pomenit mergând aiurea pe prea distinsa stradă a notarilor și m-a surprins că n-am întâlnit altceva decât ruinele vechiului hotel de mâna a șaptea, unde se închiriau camere cu ora, în care am fost inițiat cu deasila în arta amorului, puțin înainte de a împlini 12 ani. Fusese reședința unor armatori de pe vremuri, splendidă ca puține altele din oraș, având coloane placate cu albastru și frize aurite, de jur împrejurul unui patio cu o cupolă de sticlă în 7 culori ce iradia o lumină de seră. La parter, într-un portic gotic ce dădea spre stradă, au ființat preț de un secol birourile coloniale de notariat în care a lucrat, a prosperat și s-a ruinat părintele meu într-o viață întreagă de vise fantasmagorice. Familiile de bază abandonaseră încetul cu încetul caturile de sus, care ajunseseră să fie ocupate de o legiune de femei de noapte în disgrație, care urcau și coborau până în zori cu clienții agățați pentru un peso și jumătate prin cârciumile din portul fluvial din apropiere.
La cei 12 ani ai mei, purtând încă pantalonii scurți și ghetuțele de la școala primară, n-am putut rezista tentației de a vedea ce e la caturile de sus, pe când tata combătea în vreuna dintre întrunirile lui nesfârșite, și m-am pomenit cu un spectacol divin. Femeile care își vindeau pe nimica toată trupul până în zori, forfoteau prin casă de la 11 dimineața, când canicula vitraliului era de nesuportat și erau nevoite să trebăluiască, umblând goale pușcă prin toată casa, în vreme ce își comentau în gura mare aventurile de peste noapte. Am rămas îngrozit. Tot ce mi-a dat prin cap a fost să o iau la fugă pe unde venisem, când una dintre femeile despuiate, zdravănă și mirosind a săpun de casă, mă îmbrățișă pe la spate și mă luă pe sus până în cămăruța ei cu pereți de carton, fără ca eu să o pot vedea în toiul larmei și al aplauzelor chiriașelor în pielea goală. M-a trântit cu fața în sus în patul ei pentru patru. Mi-a scos pantalonii cu o manevră măiastră și s-a așezat călare peste mine, dar spaima de gheață care mi se prelingea pe trup nu m-a lăsat să o primesc ca un bărbat. În noaptea aceea, fără să pot închide un ochi la mine în pat de rușine apățită, n-am izbutit să ațipesc mai mult de un ceas, tânjind să o văd iar. Însă a doua zi dimineața, pe când chefliii dormeau duși, am urcat tremurând până la ea și am trezit-o plângând în hohote cu o dragoste nebună care a durat până a spulberat-o necruțător vântul deslănțuit al vieții reale. Se numea Castorina și era regina casei. Cămăruțele hotelului costau un peso pentru a face amor la repezeală, dar foarte puțini dintre noi știam că aveau același preț chiar și pentru 24 de ore. Pe deasupra, Castorina m-a introdus în lumea ei de rând, în care îi pofteau pe clienții săraci la micul lor dejun de gală, le împrumutau săpunul, le alinau durerile de dinți și, în cazuri de mare urgență, făceau cu ei dragoste din milă. Dar în serile bătrâneții mele din ultima vreme, nimeni nu-și mai amintea de nemuritoarea Castorina, răpusă cine știe când, care urcase de prin colțurile mizere ale digului fluvial până la tronul sacrosanct de mare madamă, cu un plasture de pirat pe ochiul pierdut într-o încăierare la o cârciumă. Ultimul ei tip, un negru zâmbitor din Camaghe, căruia îi ziceau Iona Ocnașul, fusese un trompetist dintre cei mai de vază la Havana, până și-a pierdut zâmbetul complet într-o catastrofă de tren. Plecând de la vizita aceea, care mi-a lăsat un gust amar, am simțit un junghi la inimă pe care n-am reușit să-l domolesc 3 zile în șir cu tot soiul de licori făcute în casă. Doctorul la care m-am dus de urgență era dintr-un neam de medici faimoși, nepot al celui care m-a consultat când aveam 42 de ani și mi-a tras o sperietură zdravănă, fiindcă părea același, la fel de îmbătrânit ca bunicul lui la 70, din pricina unei chelii premature, a unor ochelari de miop fără leac și a unei tristeți inconsolabile. M-a examinat minuțios din cap până în picioare cu o atenție de bijutier. Mi-a ascultat pieptul și spatele, mi-a luat tensiunea și mi-a cercetat reflexele ciocănindu-mi genunchii, apoi fundul ochilor și culoarea de sub pleoapa de jos. În pauze, pe când eu îmi schimbam poziția pe patul de consult, îmi punea întrebări atât de vagi și de rapide că abia dacă îmi lăsa timp să mă gândesc la răspunsuri. După ce s-a scurs o oră, m-a privit cu un zâmbet fericit. Ei bine, zise, cred că nu pot face nimic pentru dumneavoastră. Ce vreți să spuneți? Că starea dumneavoastră e cum nu se poate mai bună la vârsta pe care o aveți. Ce curios, i-am spus, la fel mi-a zis bunicul dumneavoastră pe când aveam 42 de ani, de parcă timpul nici n-ar trece. Veșnic veți găsi pe cineva care să vă spună, zise, fiindcă veșnic veți avea o vârstă. Eu, provocându-l să emită o sentință îngrozitoare, i-am răspuns, singura definitivă este moartea. Da, admise el, dar nu-i ușor să ajungi să mori într-o stare așa de bună ca a dumneavoastră. Îmi pare sincer rău că nu vă pot face pe plac. Erau amintiri plăcute, dar în ajunul zilei de 29 august am simțit povara uriașă a secolului ce mă aștepta impasibil când am urcat cu pași obosiți scările casei. Atunci am mai văzut-o odată pe mama, Florina de Dios, în patul meu, care fusese al ei până la moarte și mi-a făcut același semn de binecuvântare ca ultima oară când am văzut-o, cu 2 ceasuri înainte de a-și da sufletul. Tulburat de viziunea aceea, am interpretat-o ca înștiințarea de pe urmă și am telefonat Rosei Cabarcas să-mi aducă chiar în noaptea aceea copila, presimțind că n-avea să mi se împlinească iluzia de a mai trăi până la ultima suflare a celor 90 de ani. Am sunat-o iar la 8 și mi-a repetat încă o dată că nu era cu putință. Trebuie să fie, cu orice preț, i-am strigat îngrozit.
A închis fără să-mi zică la revedere, dar după 15 minute a sunat ea. Mă rog, o ai aici. Am sosit la 10:20 și am dat Rosei Cabarcas ultimele scrisori din viața mea cu dispozițiile în privința copilei după sfârșitul meu inexorabil. Ea a crezut că mă impresionase cu povestea cu înjunghiatul și mi-a spus pe un ton glumeț: dacă ai de gând să mori, să n-o faci aici, asta ar mai lipsi. Dar eu i-am răspuns: spune că m-a călcat trenul din Puerto Colombia, rabla aia nenorocită care nu-i în stare să omoare pe nimeni. În noaptea aceea, gata de orice, m-am culcat cu fața în sus în așteptarea durerii de pe urmă în prima clipă a celor 91 de ani ai mei. Am ascultat dangăt de clopot undeva departe, am simțit mireasma sufletului Delgadinei dormind pe o parte, am auzit un strigăt în zare, suspinele cuiva care murise poate cu un secol în urmă în iatacul său. Atunci am stins lampa cu ultima suflare, mi-am împletit degetele cu ale ei ca să o duc de mână și am numărat cele 12 bătăi de clopot de la ora 12 cu cele 12 lacrimi de pe urmă, până când prinseră a cânta cocoșii și îndată dangătele triumfătoare, petardele de sărbătoare ce proslăveau bucuria nesfârșită de a fi supraviețuit, teafăr și nevătămat, vârstei de 90 de ani. Cele din tâi cuvinte i le-am adresat Rosei Cabarcas: îți cumpăr casa toată cu prăvălia și grădina. Ea mi-a spus: să facem un rămășac de oameni bătrâni, cel care supraviețuiește rămâne cu tot ce are celălalt, cu act iscălit în fața notarului. Nu, căci dacă mor eu, totul ar trebui să-i rămână ei. Tot aia-i, zise Rosa Cabarcas, eu o să mă ocup de copilă și apoi îi las totul, și ce-i al tău și ce-i al meu, nu mai am pe nimeni altcineva pe lume. Până atunci îți reamenajăm camera cu tot confortul, aer condiționat, cărțile tale și muzica ta. Crezi că ea o să vrea oare? Ah, sărmanul meu învățat, înțeleg că ești bătrân, dar nu și nătâng, zise Rosa Cabarcas prăpădindu-se de râs. Biata copilă, te iubește ca o nebună. Am ieșit în stradă radios și pentru prima oară m-am recunoscut pe mine însumi în zarea îndepărtată a celui din tâi veac al meu. Casa mea, tăcută și în bună rânduială, la 6:15, începea să se bucure de culorile unei aurore fericite. Damiana cânta în gura mare în bucătărie și motanul, revenit la viață, își înfășură coada pe gleznele mele și mă însoți până la masa de scris. Tocmai îmi aranjam hârtiile vechi, pana de gâscă și călimara, când soarele izbucni printre migdalii din parc și vasul fluvial al poștei, care zăbovise o săptămână din pricina secetei, intră mugind în canalul portului. Aveam în sfârșit parte de viață reală, cu inima la adăpost și condamnat să mor de dragoste adevărată, în agonia fericită a oricărei zile, după ce aveam să împlinesc 100 de ani. Mai 2004. Sfârșit. Ați ascultat Povestea târfelor mele triste, de Gabriel García Márquez. A citit Simona Soare Ivănescu.